Măi, dar a bubuit a bubuit clipul ăla cu doamnele din muzica populară. Mi-au scris oameni că se uită cu bunicile lor. Mi-au scris trei oameni separat că se... că s-au uitat cu bunicile. Una dintre bunici a zis: nu înțeleg de ce vorbește băiatul ăsta peste. Efectiv, hai să-i zicem mulțumim lui Lexi că ne-a introdus în acest scandal din muzica populară. Efectiv, mulțumim Lexi. No, hai să ne uităm. Noi dăm drumul. Aș vrea să le luăm în ordine cronologică ce am găsit eu. Și din ce am găsit eu, în ordinea cronologică urmează domnul Enceanu, care zice: după scandalul din muzica populară, Enceanu rupe tăcerea la soțurile iuți. E colerică. Cine oare e colerică? Că sunteți alături de noi azi. Bună ziua și bine că te-am găsit, dar e bine să te găsesc. Avem întrebări, avem sosuriuți, avem răspunsuri minunate și răspuns. As an Ardelean Hungarian, this is very offensive. Asta e ca aia cu italienii din state care se ofensează că li se apropie cultura italienească. I cook ca de pasta. Oh no, you're doing a hate crime. Mamma mia. Yes, I am not white, I am Italian. I cook ca de pasta. Răspunsuri sincere și avem întrebări, avem sosuriuți, avem răspunsuri minunate și răspunsuri sincere și asumate. Uite, colegele care au fost aici, Teliana Sima, Maria Dragomiroiu, Maria Constantin, au fost foarte sincere, asumate și ți-am arătat, am primit mesaje de la oameni care au spus: bă, de astăzi le iubesc pe femeile astea. Auzi? Ok, super, dar de ce îmbrăcat măguț exact ca mine? Venesă cu un cadou pentru tine, dar să știi că parcă mă răzgândiști să ți-l dau. Da. Eu zic că o să mi-l dai pentru că Constantin Enceanu o să ne și cânte astăzi Oameni buni. Da, pentru că, să știi, Cătălin, uite, vezi, acest material discografic l-am lansat cu exact o lună de zile în urmă, de ziua mea de naștere. Știi că am împlinit 27 de când am făcut 30. Mulți înainte. Da, da. Constantin Enceanu, ce să-ți mai cer, Doamne, ție? Păi adevărul că n-ai mai avea ce să mai cer. Ai fi chiar nedrept să mai cer ceva. De-aia am și făcut această melodie, să știi, este pentru sufletul meu și pentru mulți care se regăsesc în versurile acestea. Dar cui pasă la finalul zilei? Au fost situații. Au fost momente? Au fost. Nu are niciodată probleme. De exemplu, nedreapta a fost că mama mea a plecat dintre noi la 49 de ani. Bine, dar cui pasă? Prima întrebare pentru Constantin Enceanu și primul soț, iute! Un om asumat. Stai o secundă. Citești în gând. Dar ține așa, să nu vadă nimeni. Citești în gând. Eu nu dau absolut niciun indiciu. Domnul Enceanu a fost la Dorian Popa, la Solac, da. Legăsism în cal arta ta. Bă, pe cuvântul meu, dar unde legăsism în cal arta ta? Punem un pic. Stai. Nu, eu trebuie să pun soțiute. Fii atent, eu pun soțiute. Mă, dar stai, vreau să vorbesc altceva cu tine. Imediat, stai să pun puțin sosiute. Stai să ajunge, vadă. Ho. Păi stai că nici n-am pus, uite, un pic așa. Și vedem ce se întâmplă. Deci v-am mâncat la tata. Da. Hai să-ți mai spun un secret așa, să fim mai noi doi. Doar noi doi. Dragi telespectatori, să nu dați televizorul tare ca să nu se audă, doar noi doi. Țineți mâinile la urechi, dragi telespectatori, vă rog frumos, mâinile la urechi. Zic. Tu când vii pe la mine pe acasă, eu așa te pun pe tine să faci. Păi dacă ai rubrica cu soțuri, zic. Pe cuvântul tău. Da, păi am fost la soțuri. La Zanzi, când treci pe filiaș, da. Fac de așa natură să fac o rubrică, să te vede. Vezi că am fost la rubrica asta, am mâncat o întrebare și a vrut Andra să mă ducă la colonoscopie, să scoată întrebarea. Aia e mâncat la tata. Tu știi că eu n-am mâncat, uite, în viața mea. A vrut Andra să mă ducă la colonoscopie? Bro, just admit you're into pegging. Nu trebuie să zici că mergi la colonoscopie. Nu că e la serviciu, Angela. Mai trebuie să mai și muncească unii. Mai trebuie să și muncească. Aia. Deci vreau să spun un lucru. Eu n-am mâncat iute în viața mea. Iute, astăzi facem un început. Păi ești copil? Da, aveți un început azi. Fii atent, citește întrebarea în gând. Ciucă, până Constantin Enceanu se concentrează pe întrebare, vreau să-mi arăți puțin fotografia din click, nu de alta, dar ca să vadă cei de acasă despre ce este vorba. Steliana Sima. Gheorghe Turda este mincinos, îmbărligător și parșiv. Gheorghe Turda, nu mă interesează relațiile ei cu colonel și general.
Maria Dragomiroiu, Elena Merișoreanu e invidioasă, mincinoasă și răutăcioasă. Elena Merișoreanu răspunde: eu nu sunt Saveta Bogdan, că eu nu am dansat la bară. Măi, asta e leapșa cu înjurături, e leapșa cu bârfe. Și Elena Merișoreanu, Saveta Bogdan întoarce înapoi la doamna Elena Merișoreanu și zice că e ingrată, e intrigantă, o bârfitoare și o invidioasă. Folclorul românesc pe un butoi de pulbere. De câteva zile, 5 mari artiști de muzică populară se bălăcăresc și aprind scandal după scandal. Ia să vedem. Ia uite aici, cu poalele în capane, sperească Dumnezeu. Uite, păi da, mă, nu. Ce mândru e Măruță că a pornit acest scandal. Ne arată pagina de click. Ia uitați ce am făcut. Bă, adică dat... Maria Dragomiroiu, Steliana Sima, Maria Constantin... Practic Ancan a făcut ce am făcut eu, numai că cu poze. Constantin, super asumate. Au... Adică și vrei să așa bajor, dar să știi legal, că, uite, vreau să spun ceva. Și Steliana Sima și Maria Dragomiroiu aveau ocazia să mănânce iute, ele mâncând iute la alte întrebări, bă, dar la unele n-au vrut să mănânce ele. Ele n-au vrut să mănânce. Adică și-au asumat, și-au zis, și-au zis, tată. Doamne, mâncați asuflet. La alte întrebări, fii atent, încă o dată, la alte întrebări, au zis Măruță, mănânc iute deci decât să dau răspunsul. Dar aici au vrut să zic, au zis de domnul Turda, de cine azi, de doamna Merișoreanu, de... Prietene? Da. Tu ești prietene? Da. Ah, ce prieten am mâncați asufletul, dacă știam trei, eu... Trei lucruri, doar trei. Și cum să... Deci dacă spun lucrurile... Dacă spui lucrurile, ai două variante. Trebuie să le spui orice ar fi, dai două variante. Dacă mănânci iute, eu nu citesc întrebarea, o rupem, lumea nu știe despre ce este vorba. Dacă mănânci iute, dacă vrei să nu mănânci iute, citesc întrebarea. Uh-huh. Deci dacă vreau hai să nu mai explic pe parcurs. Hai, tată! De la țară, vezi? Trei lucruri trebuie să-mi spui. Deci le dai cu voce tare. Lumea nu știe la cine te referi. Și apoi hotărând dacă mănânci iute sau nu. Notez. Trei caracteristici. Gurmand. Gurmand? Păi da. Nu, vezi că la defect acolo. Păi ce? Nu e un defect ăsta? Ce, dragă, mănânci ca disperatul? Deci gurmand mănâncă gurmand, ca disperatul. Gurmand. Dimineața mai ales. Ca disperat. Dimineața. Dimineața, adică când ajunge acasă. Da. Când ajunge acasă, gurmand. Mănâncă ca disperatul. Hei, gurmand, haide, nu... Păi tu ai zis, n-ai zis eu. Bă. Și-o-s gurmand, dar nu e un defect ăsta. Dar ce este? E o calitate, mamă, e. Ce calitate este. Măi, cu ce l-au dat pe față pe domnul Enceanu, să mor eu? Doamna Fenty, doamna Fendi, vă rog eu frumos, ce ați făcut aici? Se enervează foarte repede. Adică? Se enervează. Coleric. Se enervează, nu știu dacă e coleric, dar se enervează foarte repede. Isteric, coleric, se enervează repede. Se enervează repede. Păi, când se enervează repede, zici, ai mă, ești isteric. Ei, nu știu dacă pot să-l bag la categorie, dar se enervează repede. Așa. Bă, și iar are un defect. Ia. Zici că e statuia lui Ronaldinho. Vitezoman. Vitezoman și... Drept dovadă, a stat ceva vreme pe margine fără carnet. Opa, a stat și fără carnet. Da, a stat, că asta e ce să faci. Citesc întrebarea sau mănânci iute? Deci l-ai făcut oarecum mănâncă de da. Mult ca disperatul. Se enervează repede. Ce mult e Măruță. Bă, cum e Măruță să mor eu? Ăla zice, e gurman, domne. Deci mănâncă ca disperatul. Sparge frigiderul la 5 dimineața, fulă în gură, să îndoapă ca... I-a oxidat fondul de ten. De coleric isteric, vitezoman, a rămas și fără carnet. Un interpret din muzica populară românească. A rămas fără carnet? Dăm întrebarea. Și tu hotărăști dacă o citesc sau o rup? Dacă o citesc, nu mănânci iute? Dar mai ai multe întrebări, eu zic că... Na. Fii atent. Ținând cont că... Mănânci, da sau nu, că mai sunt întrebări. Eu nu mă grăbesc. Noi da. Te grăbești? Eu noi să zic da. Am autobuzul nu. La 5, până la 5 abim. Poți să mănânci iute că ești doctorul Mihailas cu noi, e ok, adică... Domn doctor, care sunt problemele dacă mănânc iute? Eu care sunt sensibil la stomac. E prin FaceTime, o să aflăm imediat. Zim, răspunsul. Citesc? Da, citești. Hai, domnule. Sigur? Da, ci sunt convins că nu se supără. Hai, Ciucă, pregătește poza, mă. Care sunt cele Petrica, mai mari trei defecte ale lui Petrică Mâțu Stoian?
gurmand. Mănâncă ca disperatul dimineața. This is Oltenia Slender. Domnul Petrică Mățu Stoian este distrus în direct alături de toată Oltenia la televizor. Mățu Stoian, gurmand. Mănâncă ca disperatul dimineața. Dimineața când aud că vine de la nuntă ce am mâncat, mi-am pus să mănânc. Coleric, coleric, isteric. Se enervează repede. Isteric. Ăla zice se enervează repede. Măguță, isteric înseamnă. Repede, se enervează. Sare din țândări. Mamă, ca și mine. Aha. Ca și mine. Deja și vitezoman. Ba, cu viteza, da. Și am spus de tot, lasă-mă, mă, încet. Ba, când mergi cu el, merg cu frică. Ăștia-s gagicii la care visează bunicile voastre, efectiv. Deci are, ba, are piciorul, are piciorul pe accelerație de nu spun. Și a rămas fără carnet. A rămas. Hai să spun o chestie, yeah. Că nu ți-am spus-o. Plecam noi la Chișinău să, cred că spectacol aveam. Da. Spectacol aveam. Eu cu el și cu Niculina. De la Craiova și până la Chișinău ne-a oprit de vreo 5 ori poliția, dintre care de 3 ori era să îi ia carnetul. De ce ceva tati să oprească poliția de 5 ori în acea zi? Da. Pentru viteză. Pentru viteză, da, pentru viteză ne-a oprit. Deci, Petrică, te rugăm frumos, mai ușor cu piciorul pe accelerație. Mai ușor, mânca la tata. I-am spus și eu de atât. A doua întrebare, n-ai mâncat. Gata, Măguță deja și-a făcut piciu pentru domnul Mățu Stoian. Sună domnul Mățu Stoian, băi, Măguță, ce mă faci pe, ce mă face pe mine ăla isteric? Păi, dar nu știu, veniți să-i ziceți înapoi, să veniți la emisiune, să mâncați dumneavoastră sos picant. Ăștia care au mâncat tobă toată viața lor, dar au mâncat numai platouașe de la nuntă, de alea scobitoarea cu cașcaval, șuncă și măslină verde, au venit să mănânce sosuri de la Hot Ones. Catiute, hai că începem în forță. Auzi, mă, de ce coleric e? Imediat se enervează. Au, ca mine. Bă, și eu mâncați și mă uitam că o să îmbătrânesc. Stai, mă, țără, lasă-mă că mă enervez cu întrebările astea ale tele. Bă, să... Mamă. Mama ta de la Târgu Jiu, știi ce faci? Știe, tu pe m-a sunat astăzi și mi-a spus că a și sunat o vecină. Ce a zis? Mi-a zis, mă, mamă, ce-i cu sosurile alea? A zis, mamă... Auzi, dar... Zău, nu m-ai întrebat că ți-aduce jeamnă de la restaurant, că eu am și o... Hai, Doamne ajută! Doamne ajută! Ce nu ți-a să spațără toate? Hai, uite, citește întrebarea. Auzi, dar de ce nu mi-ai spus că ți-aduceam eu și știam... Hai, de băi, în ce nu mai... A, la general, băi, ești băiat deștept. Doua întrebare. Trei nume. Dar de unde știi că sunt trei? Hai, păi am zis doar trei minim, știu că sunt mai multe, dar am zis doar trei. N-ai cum. Am zis trei așa, ca să nu pierdem o jumătate de emisiune. Uite, stai, fii atent aici. Ascultă-mă. Stai să-ți arăt ceva, doar să-ți arăt ceva. Ce trebuie să ții cont aici? A, la general, mă, ești băiat deștept. Ești băiat deștept. Nu, dar de, pac, 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 lumea, pac, eu știm, rupem întrebarea, mâncăm miute. Sau nu, și cine știe. Hai să spun un lucru. Zi. Să știi nume. Că mi-aș fi... Nu, că apoi ne dăm de gol, nume. 1, 2, 3. Trebuie să dau neapărat nume? Da, da. Păi, domnul Înceanu, dați nume. Nu e, domnule, la bărbați, nu o să nu o să îmbărfitor bărbații, tu ăla avem. Păi, mânca la tata, chiar credem că... Trei nume, pac, pac, păi pac, bine, zi. Încă se gândește, nebunește. Păi încerc să mă gândesc. Hai, doar trei nume, atât. Păi dar de unde? Că nu sunt. Ce legăm de asta? Că păi... ești tânăr. Eu sunt tânăr, da. Ți-am zis, așa zi, nume. Că am împlinit 27 de când am făcut 30. Nume. Dragilor, nume. Așa este. Zi. Zi. Păi n-am mâncat. Numele ăla de-ai vrut să zici. Măi, Înceanu! Păi n-am mâncat. Erai gata să-l dai. Zi, numele, pac, pac, și asta e. Nu știu, crede-mă, pe cuvântul meu. Du-te, dracu, domnule Înceanu. Aici. Băi. Nasima. Pe tine te va da, Steliana, colega. Copil, pe cuvântul meu. Zi. Steliano. Pe tine te bag. Steliana Sima? Pe tine te va da. Steliana, bă, colega mea. Steliana Sima! E, auzi, ne cunoaștem nu, de da, mult. Nu mai da detalii, că... Ne cunoaștem de mult, da, e colega exact, mea. Da, exact, de mult. Da. Hai să citim întrebarea. Da? Trece. Steliana Sima. Steliana Sima. Fantastic.
Citită? Dacă vrei. Da, e păcat să mă necitești, cum te arde ăla de nu poți. Hai mă, citim. E vorba de tinerețe. Da, mă, e vorba de tinerețe, dar nu cred că trebuie citită. Ascultă-mă. Domnul Inceanu a dat la Steliana Sima. Nu, crede-mă. Nu. Hai mă, Constantin. Nu. Să rămână. Doamna Steliana. Steliana Sima. Mai întrebări? Da, 8. Dă-mă citim, că e... Nu. Bă, Constantin. Nu. Hai mă, dă-mă să citim, a fost și ea la sosul ăieții, femeia asumată. Lasă că... Mă, nu, bubule. Vorbește măguță pentru doamna Steliana, să zică Inceanu cum și-au dat-o în tinerețe. Hai că e femeia asumată, ziceți acum. Ascultă-mă. Steliana Sima, ciucă. Ce se mai... Eu nu știu întrebările. Ciucă? Pentru oamenii ăștia la vârsta lor, în cultura în care au crescut, e efectiv revenge porn. Asta e echivalentul de revenge porn la oamenii ăștia. Talin le știe. Da. Ți-a zis cum se numește piesa 14 de pe album, nu? Haide, te rog frumos, gata, mănânci, te rupem întrebarea. Știi cum se... Ne mai duci... Ce dăm ceva? Lapte. Știi cum se numește întrebarea, piesa 14 de pe album? Nu. Dar știi nevasta mea? Băi, moare domnul Inceanu. Aveți grijă. M-a venit laptele meu. A venit cu lapte? Chris Mary, mulțumesc. Bună seara, prieteni. Ne uităm la drama din muzica populară. Cu laptele meu, nu mi-a orice lapte, bă, chiar tata. Domne, Inceanu, încet că ajungeți la Ati dacă mai băgați așa. E prima dată când când invitații noștri vin cu laptele la el. La ei. M-am pregătit de Bă, a venit cu laptele lui. E laptele domnului Inceanu. E lapte popular. Puniile voastre aceia. Hai că mai pun pe asta e lapte de călugări. E ca ăsta, cum îl cheamă, care a venit la Hot Ones cu gogoșile. Cum îl cheamă? Bucătarul. Wow, ce lapsus am. Vine să zic Jeremy Corden. Da, Gordon Ramsay, da. Care a venit omul cu jumătate de patiserie la el. Oh, a căzut un pic, dar nu ne luăm din asta. Lasă-mă, măcar, băi. Domn doctor, cheamă pe... Măguță, ca să-l facă pe ăsta să zică mai mult, ia de aici, tată, ia de aici. Ai venit cu laptele de acasă? Ia de aici. Pe domn doctor aici, băi, cheamă pe domn doctor aici, te rog frumos. Ia. Te rog, cheamă-l pe domnul doctor încoace. Gata, uite. Mama mea, mângă, dă-mă șervețele. Să mor eu, white people, be like, adu doctorul încoace, că am mâncat iute. Cu 2 kg de lapte mâncat la altă. Am mai luat una. Poți să lapte, hai să o jos, lasă-o cum aici. Steliana Sima. Na, citești. Nu citești, n-am găsit. 3 defecte. Băi, frate, de unde le găsiți, mă, mâncat la tata? Lasă-mă, mă, mâncați al sufletul. Deci nu se poate așa ceva. Aici pot să-i spun că are momente când e colerică. Colerică? Are momente. Isterică, adică. Isterică, nebună, nebună! Deci asta e o femeie, oameni buni din muzica populară, colerică. Nu neapărat, mă, femeie, de unde zău? Păi ai zis colerică. Păi tu ai zis colerică, da, m-am zis eu. M-am dat. E colerix. E colerix, dar domnul Inceanu nu știe de pronume. Nu știa să zică colerix. Băi, au sosurile astea, e vechi. Am dragul sosurile astea, măcați așa și mințile, bă. Colerică, 3, zi. Mă, e, zbiară tare, când se enervează. Păi asta e la colerică. A, lasă, zbiară. Păi de mâini, dă rău din mâini. Sterică. Gălăgioasă, e gălăgioasă. Păi colerică, gălăgioasă, e același. Sterică. Păi sinonime. Sinonimii, păi... Da. Îl avem pe Andrei Dobrogea, mama lui profesoară... Nu, mama lui profesoară și ne-a zis colegică egal gălăgeasă. Hai mă, lasă-mă că da, merge, altceva. 2. Ce, 2-3, nu prea... 2. Hai. Pe lângă faptul că de și ea... Mâncăm iute, rupem... E Meghișoreanu, vrei să dăm la paiu că e Meghișoreanu? Întrebarea... Și persoana respectivă este extraordinar de viteză umană.
Și periculoasă în trafic. Deci periculoasă, deci periculoasă în trafic. Periculoasă în trafic, în trafic, dar periculoasă și în viața de zi cu zi. Și știi, nu neapărat. Așa. Așa. Care zici că măguță? Zici că măguță e jurnalist de investigație la Watergate și întreabă pe ea ce a mai făcut domnul Nixon. Aha, și asta? Periculoasă în trafic, trafic, da? Periculoasă în trafic. Da, grav. Băi, și așa? Și... Mamă, Constantine, mă, ce faci? Hai mă, să mă gândesc. Păi... Ce, ce-i muiește? Hai mai, Constantine, faceți noi niște spectacol aici sau ai venit să mănânci pe banii noștri? Ce-ar mai fi, ce-ar mai... Băi, cred că e un defect și el știe, persoana respectivă știe defectul. Ce cauți acolo? Ce păi cauți? Întrebările, că nu mai am timp de toate, zi. E scundă. Pitică? Da. E scundă, nu pitică, e scundă. Nu pitică, e pitică, nu e pitică, e scundă. Scundă? Da. Păi ce, e defect că e scundă? Păi e un defect în meseria noastră, e un pic de defect. Că e de na? Că e, da, că e, apar și tu una când apari în fața oamenilor și dacă ești un pic mai scundă, na, ești, na. Păi zici, că înseamnă că... Literalmente toate femeile de pe Tinder care nu vor să... care nu vor să mă lase să dau acolo că n-am 1.85. Așa sunt. N-ar putea să facă niciodată muzică populară. Păi de ce, că e înalt? Are 1.60. Cum să ai, mă, ăsta 1.60? Cum, la orele cresc mari acolo? Citim întrebarea? Eu un pic, stai. De ce colerică? Nu e... Periculoasă în trafic, da? Și scundă. Da, scundă... Păi e un defect, adică... Cred că și... Doamna Merișoreanu is typing. Ea o doare sufletul că ar fi vrut să fie mai înaltă. Păi, femeie, hai să citim, că e păcat să-l citim. Da, trebuie neapărat. Hai mă, citim, băi, gândește că mai ai câteva aici. Isaveta? Hai să mai citim, dă să citim. Rata, pleacă rata. Dă să citim. Dă să lăsăm. Îmi pleacă rata. Îmi pleacă rata. Să citim, ia laptele și îți pregătesc pe următoarea. Dă laptele, hai. Hai că nu e mare, adică, na. Hai că nu e mare chestie. Mai am și nevoie de 14 episoade după urma ta. Bă, dăm unul mai puțin iute, lasă-mă, păi, frate. Păi gata, ăsta e mai puțin iute, uite, stai puțin. Lasă-mă, frate, hai. Ce mi-ai făcut aici? Citim și gata. Bă, ești fantastic, pe cuvânt. Pe cuvânt. Dar tu stai seama că... Măi, dar e oribil, măruță, cum îi preșăruiește. N-aș putea vreodată, holy fuck. Dar știi de ce, zic eu, să nu. Dar mare lucru, ce, pe, dacă pe mine mă ce că-s colerii gras sau asta, nu mă supăr. Păi nu se supăra, sunt convins că nu se supăra. Păi citim atunci, dă-ți citim. Da, mă, citești. Hai mă, nu, vii tu. Da, hai să o citim. A, o citim? Hai mă să o citim, că e și... Citești. Măi, ce ne simțiți, măguță. Măi, de atât de uncomfy, domnul Enceanu, adică dacă ajunge la nivelul în care să vrea să-ți mulgă foaia din mână, măi... Care crezi că sunt cele mai mari trei defecte ale Niculinei Stoican? M-ai pus cu managera rău, cu directoarea, nebunule. Caterinca. Nebunule. Periculoasă în trafic și... Cum ai făcut, mai scut-o pitică? Stai, nu pitică, mă, scundă. Și sunt convins că și ea și-ar fi dorit să fie mult mai înaltă. Eu cred că nu o fă al ei. Da, pe bune, mie nu mi s-a părut scundă. Nu știu cine e doamna Niculina Stoican. Stați așa. Stați să vedem. Aha, e tot olteancă. E tot olteancă de la Muțu Stoian. Doamne, ajută-le, dă-le per- pitica, nu e că nici liftul cu ea. Și pulbere, și lasă-i să pătimească. Săraca Niculina, măi. Unde, da, de asta zic. Ma, nu e nici înaltă, nu e nici înaltă, dar cred că în sufletul ei și-ar fi dorit, că, vezi tu, femeile în general își doresc să aibă 1.70 pe... Da, dar muzica populară nu mă gândeam că asta contează. Ei, cum să nu conteze, Cătăline? Contează. Niculina știu cum să... chestia asta, pentru că sunt convins în sufletul ei, e o durere, a știut cum să mascheze și cum să facă de fiecare dată, să, când e în fața publicului, să se iasă frumos în relief. Eu cred și că să... lumea vă ascultă pe voi pentru... Cui, ce p-ai face hate? Îi face hate shaming? What the fuck?
Da, ea e depresivă din cauza asta, ea se gândește non-stop. Aolo, am 1,60, am 1,60, nu mai... Voce și pentru cântece. Și pentru cum arătăm, să știi, contează și cum arătăm. Da? Da. O durere e că ești galbenic tăi la Pro TV. Și mie mine cască... Hai, joacă pe asta repede că simți că mănânci iute și ai nevoie de publicitate după aia. Bă, ia, lasă-mă, mă... Nu. Nu știu, asta nu le știu. Nu le știu. Înțelegi? Trei. Nu le știu. Trei. Mâncăm iute și nu știm. Deci crede persoana respectivă o cunosc. Măi, zici că e ofițer SS, vă rog eu frumos. Vă rog eu frumos. Cenzorul meu, vorba lui Vadim, cenzorul meu comunist, tovarășul Măruță. Știu. Nu le știu. Înțelegi? Vă rog eu, uitați-vă la el. Trei. Nu le știu. Trei. Mâncăm iute și nu știm. Deci crede-mă... Trei! Trei, l-auzi? Trei! Trei! Persoana respectivă o cunosc, dar nu atât de bine încât să pot să-i spun dacă o are sau... O cunoaște o lume întreagă. Păi cunoaște, dar nu se știu defectele ca să-i cunoști. Defectele unui om trebuie să stai cu el. Eu povestesc că v-ați întâlnit la concerte, artiști, haide să fim serioși, Constantine. Să... Enceanu, spui tot sau îți ia gura foc! Spun, persoana respectivă m-a lăsat plăcut impresionat, chiar dacă are o vârstă care... Da. Frumoasă. Da, da, da. Frumoasă. Da. Nu, de, deci nu, nimic, de rupem asta mai bine atunci, ca să nu mai pierdem timpul. Dacă nu vrei să zici defecte ceva. Păi nu, nu-i le bine, știu, perfect. Crede-mă că nu-i le gata, știu. Atunci trecem, lasă, trecem la... Ia mă. Nici nu mai știu care. Vrei să mai mănânc sau noi mănânc? Ia, uite asta. Și poți să mănânci, uite. Și luăm... După aia o gură de lapte și aia e viața. Efectiv, da, acum îl vezi pe Măruță că aduce o cârpă și îi face waterboarding. Efectiv, efectiv. Băi, frate, e bun pe cuvântul. Unde le găsesc, mă, mâncat la suflete? Aici n-ai, cum aici e... A bătut și Măruță, cum am bătut eu, ia vedeți. Băi, frate, e bun pe cuvântul. Unde le găsesc, mă, mâncat la suflete? Aici n-ai, cum aici e... Șac. Aia, lasă-o, domne Enceanu. Dar chiar așa, stați deja pe timpul și pe banii mei? După ce că v-am plătit, gata să veniți încoace, zi de cu cine mai e pitică în industria asta. Mă găsesc mâncava sub. Șahmat. Măi, domnule, în ce nu-i being bullied la live on TV? Prietenul meu de la Orlea? Le găsești, le caută? Da, asta, ciucă le ciucă? Are. Ciucă. Dacă te mai prind pe la Orlea, de nu-ți rup picioarele, să știi. Ne-a Petrica mesajul să vă întreb unde țineți rățoiul sau ceva de genul. Nu știu care e gluma, dar eu mesajul ăsta l-am primit. Nu e gluma, e pe bune, trebuie să trimit un rățoi la țară, la a, mine, postim. La casa părintească. Eu mă gândeam la rățoiul lui Nearică, mă, nu, că și Nearică avea rățoi. Rațele, nu știu, e gluma lor, eu doar am primit mesajul. Stai că asta înseamnă, ai și mototolito. Mănânci iute înseamnă, zi. Mănânci iute. Zi, dă nume. Da, trebuie să dau nume? Da. Ești un artist asumat. Păi sunt... Măi, Măruță! Măi, omule, ești bine? Măi, vă rog eu frumos, uitați-vă la el, e... Și-a luat hai de putere, vă rog eu frumos. A văzut că poate să-l facă capă proști pe domnul Enceanu și-a luat, power trip. Vă rog eu, uitați-vă la el. Zi, dă nume. Da, trebuie să dau nume? Da. Ești un artist asumat. Păi sunt asumat. Ești un artist asumat. Fă rating la emisiunea mea înjurându-ți colegii de breaslă. Ești un artist asumat. Fă-mi rating. Enceanu. Fantastic. Nivelul. Măi, Măruță, dar vă rog eu cum a bătut cu pumnul în masă. Nu s-a văzut pe cameră, dar a bătut cu pumnul în masă. Dă nume. Da, trebuie să dau nume? Da. Ești un artist asumat. Păi sunt asumat, tata. Tocmai de asta astăzi ești aici la Tezaur Folcloric. Ce tezaur? Frienceanu, he's there against his will, efectiv. Tezaur Folcloric, tezaur piperat e ăsta. Cum ne găsești, mă, pe asta? Tezaurul picat. E, Constantine. Da, oțelul e viața mea. Băi, să știi că nu mai e printre noi. Măruță, bună Silviu, îmi place ce faci. Ai vrea să vii la mine în emisiune? Sigur, domnule Măruță. Vreau să vin la dumneavoastră în emisiune. Să mănânc tot sau să-mi ia gura foc. Păi nu mai este, ascultă-mă. Nu mai este printre noi. Ascultă-mă. Cine? Doamna Maria Bararu. Maria Bararu? Bararu. Bararu? Da. Ia vezi, mă, găsești pe doamna. Nu, mă, dar nu, mă, morții cu morții, vii cu vii. Dar n-ai spus, mânca la tata, păi n-ai spus. Păi, dar nu mă gândeam. Stai că n-ai spus, nu te-ai gândit, dar vezi că eu m-am gândit? Maria Bararu. Bararu.
Păi hai, da, mă, că era perească... din gașca poate... lui domnul Ion Dolănescu, mergeau la evenimente împreună, mergeau... Deci cu Ion Dolănescu... Erau, pe, da, în echipă cu doamna... Maria Băraru Ciucă. Băraru. Mai era cu doamna... Da, s-a dus și dânsa dintre noi, da. Nu, da. Era o echipă foarte bună. Perfect, da, din ziua de azi, cine trăiește? Nu prea am avut ocazia să... Nu am avut... Enceanu, nu pot să invit în emisiune oameni care sunt morți. Tu înțelegi? Tu înțelegi, domnule Enceanu? Bine, am înțeles, da. Morții cu morții, vie cu vie. Hai că acum cu vie, că morții nu se pot supăra pe ce zici matale aici. Zi de cineva în viață, lasă vrăjala. Enceanu, spui tot sau ți-a gura foc? Treaba ta. Bă, hai să spun. Eu... Colegii mei îi apreciez foarte mult și îi stimez. Am avut întâlniri cu ei de câte ori am avut filmări. Și noi stimăm pe toți, dar acum nu vorbim de asta. Revenim, deci mănânci iute. Gata, hai! Aia. Hai! Hai! Păi mănânci iute că nu citim hai. Întrebarea. Nu citim, da? Hai, da! Hai! Ce? Nu te gomere, tu... Dumnezeu, nu doar, Dumnezeu nu doarme. Greto! Unde ești Greto? Că e acasă. Sufletul Greto. E în repaus. Dar cu cârțul al dracu să-ți fie, că numai tu m-ai convins să vin. Dar stai să vezi următoarele. După publicitate revenim. Ne mai ducem la Porbagaz să mai luăm niște lapte și revenim în câteva... Save, efectiv save private Enceanu. He's being detained. Măi, îi face, îi dă boală la inimă. Îi dă arsuri pentru toată viața, măruță, aici. Momente, rămâneți cu noi. Am revenit în direct alături de noi maestru folclorului românesc Constantin Enceanu. Da, care l-ai făcut varză. Nu e adevărat, a, mă, Constantine. Ori ești asumat, ori nu ești asumat. Sunt asumat, dar asta nu înseamnă că trebuie să mă încătă. Am văzut că ai vorbit cu soția mai devreme și a zis, ce cu Steliana Sima? N-am zis nimic. Asta este. Nu-și face probleme pentru că o... Enceanu, ești un artist asumat? Bagă-ți chifta asta în cur! Bagă-ți chifta asta în cur sau bârfește-ți colegii de breaslă. Ai două variante. Cunoaște pe Steliană. Deci ăsta este efectiv costul pentru ca un cântăresc de muzică populară să-și plaguiască nou album la măruță. Ăsta e costul. Să-și bagi o chifta în cur sau să se certe cu colegii de breaslă. Ăsta e costul pentru albumul lui domnul Enceanu la măruță. Bunelu, să-l salute pe Alex. Alex, te pupă Bunelu. Te pupă Bunelu. Spune ce să-i zic lui Măruță, să le iau de urechi, nu? Au zis că auză, îl torturez pe Bunelu. Nu băga copiii în discuții de adulți. Te pupă Bunelu și abia... Te pupăm și noi! Bunelu, trebuie să mai... Hai un răspuns, Bunelu, că... Ne-ai stricat rubrica. Noi da? Ca noi, dar îți dai seama ceilalți că o să moară. Doamne, ce mai facem? Nu s-a mai întâmplat nimeni la Măruță. Păi da, bă, dar e cea nu... Dacă... Păi acum da, spun da. Eu un om asumat, dar dacă da. Știe să descurce situații din astea, nu e nimeni da, de vină. Exact, îți dai seama. Cu mine, hai că noi... Na, la noi e ok, dar îți dai seama. Eu aș face, da, deci eu în locul lor, l-aș trola pe Măruță ca nesimțitul. Enceanu Search History Notino.ro Dermacol Nuanță 09 Oranj Verde Constipat. Deci eu în locul lui domnului Enceanu l-aș trăula pe măruță cu dalea. Trei defecte, e perfecționistă, cântă prea frumos și ne bagă pe toți în boală. Nu mai suportăm să cânte așa frumos. Ceilalți care așteptau acum, bă, ce scriem, pe cine mai invităm mâine la emisiuni, ce mai facem? Eu spun că te-ai pus rău. Eu zic că te-ai pus rău cu celelalte televiziuni, nu cu noi. Da, adică... Lasă-mă că trebuie. Ce subiecte mai fac? Hai să citim întrebarea. În gând. Dăm răspunsul cu voce tare. Răspunsul, oameni buni, este... Sosește măta. Alex și tu, Gai. Toată lumea e așa, dacă ai mă căză un nume, showbiz. Nu toată, nu ne-am băgat pe toți în aceeași oală, Constantin. Sunt că talentați, sunt ok. Da. Sunt... Măi, măguță e. Da, ascultă-mă. Da, dar nu e întrebarea despre asta. Da, nu e? Mă rog, și ăla e un talent. Da. Pupiș, Galu. Sunt multe acolo în zona de
Așa, est, nord-est. Da, care așa. Sunt, da, moldoveni. Sunt ok, da, da. Moldoveni. Da, da, da. Măruță torționaru! Spune tot bunelul, spune tot ce ați scos foc pe buci. Sunt ok. Dă trei nume. Sau unu. Una, unu, trei. Da, da, da. Da, da. Să știi că doamna Geta Postolache este ok. Cine? Doamna Geta Apostolache. Geta Apostolache, ea caută ciucă. Hai mă, ce nu știi pe doamna Geta, ce e? Aia, știu, dar vreau să vadă și telespectare. Eu știu, da, nu, nu, nu. Așa, aici am zis, uite, poză imediat, țac, pac, a apărut. Nu citim întrebarea, nu? Trebuie citită? Da, păi e păcat. Dacă sunt ok oamenii aia nord-est. Sunt ok, sincer sunt ok. Sunt okay. Dar nu vreau să știi lumea ce gândesc eu sau ce gândești tu sau ce gândesc păi alții. Păi dacă gândim că e de bine... Da, e de bine, e de bine. Păi hai să citim. Nu, e de bine să știi. Să rămână doamna Geta, să dea Dumnezeu sănătate. Uite, doamna Geta zici că e ogeismul să mor eu. O pupă, mama, îi mulțumesc. Deci doamna Geta with the whole drip, cu perlele, cu brățara, cu telefonul, cu clapă la ureche. Alo, pronto, sunt contactul. Contactul 3 dropped. O doamnă extraordinară. Da, exact. Uite, acolo, văd acolo. Hai să-i citim întrebarea pentru dumneavoastră. E păcat. No. Doamna Geta. Da, este ok. Dar eu pentru doamna Geta, care o respect și o stimez, da, mănânc o bulet. Păi nu, ideea e că mănânci, uite, când întrebarea nu vrei să o citim. Păi nu vreau să o citești. Care e problema? Deci doamna Geta... Nu vreau să-și doamna Geta! Nu o să se știe niciodată răspunsul întrebarea. Mă spun eu, stați liniștită. Super! Păi dă să o citim. Doamna Geta? E super, doamna Geta. Stați liniștită. Bam, bam, bam. Hai! Deci doamna Geta... Nu vreau, dă să pune... Iute. Da. A prins curaj, domnul Enceanu. Hai de capul meu, doamne. Fii atent că se răzbună pe el, se răzbună pe el, se răzbună pe el, fii atent. Ia uite cât i-a pus, ia uite cât i-a pus. Mamă, ce... S-a răzbunat, s-a răzbunat. A, nu vrei să-i zici? F***te în gură, Stef. Mamă, ce-i tremură mâna, n-am văzut așa păi ceva. Păi pentru doamna Geta... Nu, dar îți tremură mâna. Hai mă să citim întrebarea în mâncare, iute, nu, mănânc iute pentru că doamna Geta este o artistă veche pe unde firmamentul... Stă, unde stă dumneavoastră? Măi, zici că-i Samsung de mașini! Efectiv zici că-i Samsung de mașini! N-are nimica dacă zic că n-are nimica! E de pe Germania dacă zic că n-are nimica! Nu, dar hai totuși, urcă-te la volan să vezi că n-are nimica! Te rog eu frumos, dar vino și uite de că n-are nimica, dar ce nu înțelegi că n-are nimica? Dar suntem oameni, suntem oameni, suntem oameni cinstiți, n-are nimica. Ce să las la preț, domnule, dacă n-are nimica? Vă rog eu, efectiv, asta. Măi, i-a pus mult, deci vă rog eu frumos, i-a pus o tonă de sos ca să se sperie domnul Enceanu și păi zice, hai totuși. Agenda. Nu vreau, dă să pune... Iute. Da. Hai, mai pune să fac un kilogram, efectiv. Mai? Uite, uite, uite. Hai de capul meu, Doamne Dumnezeule. Uite cât îi pune, uite cât îi pune. Mamă, ce-i tremură mâna, n-am văzut așa păi ceva. Păi pentru doamna Geta... Nu, dar îți tremură mâna. Hai să o citim întrebarea în mânca, iute, e păcat. Nu, mănânc iute pentru că doamna Geta este o artistă veche pe unde firmamentul. Stă, unde stă dumneavoastră? Cred că în Focșani. Mamă, mi-a dat o dată. Îți dai seama, o cheamă la București la emisiuni după asta? Nu, 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 dar să știi că am băut vin foarte, foarte, foarte bun. Foarte bun. De câte ori am ajuns prin zona Focșanului, să știi că dânsa m-a servit cu vin. Ce treabă are vinul cu povestea? Sau are legătură? Are nicio legătură. Da, bă, are o legătură. Are oarecare măsură. Are o legătură. Gata! Doamna Geta! Uitați! Domnul Enceanu a mâncat iute. Oh, Măruță, Măruță, cine dracu? Of, doamna Geta. Domn doctor, unii domn doctor, bun e domn doctor. Domn doctor, iau să fie prin nu Skype. Nu mai pot, nu mai pot, crede-mă. Cum prin Skype, mă, până acum ai spus că aici ești nu copil. Nu, mai a zis că nici nu mai vine. De ce? A zis că te faci bine oricum. Auzi, dar noroc am venit cu laptele de la filiaș. Efectiv face ulcer în direct. Asistăm la formarea ulcerului domnului Enceanu. La dozator acolo ofirm oamenii de lângă filiaș de la Becari un lapte extraordinar. Hai noroc. Hai. Doamna Geta. Lol, cineva a zis nu era inocent Măguță promovând talente. He lived enough to become a villain. Măi, prieteni, voi cred că nu mai țineți minte cu Măguță care... exploata cazuri de zi, de... Nu mai știu exact care era cazul, dar știu că a avut un interviu de ăsta în exclusivitate cu un copil care cred că au fost omorâți părinții, nu mai știu, o chestie genul. Asta e meseria, efectiv.
Nu mai știu exact care a fost. Da, adică e, face și el acces direct când se poate. Nu mai știu care era cazul exact, dar știu că a fost singurul care a fost de jegos acum, nu știu, 5 ani să facă, să facă chestia aia. Da. Da. Doamna Geta. Vă iubesc, vă stimez, vă prețuiesc. Da, de ce n-am citit întrebarea? Nu are rost. Ea n-ajută pe nimeni, ascultă pe mine. Păi dacă era de stimă și respect... Este, să știi, este. Da. Hai mă, nu mai băga jur de oa, Cătăline. Bă, dar nu mai băga jur de oa, prin de gard. Pe cuvântul meu, te mir cu să... Doamna Geta... Mama, mi-am întrebat sufletul. Doamne, Dumnezeu. Dragii mei colegi... A sunat doamna Geta? Da, dragii mei colegi. Da. Ascultați-vă ce vă spune Ingeanu. Ia. Feriți-vă de, de Cătălin. Da. Știi cum e? Feriți-vă de măgăruș. Cum da, e exact. Feriți-vă de măgăruș. Măi, Lexi! În stomacul lui Enceanu s-a filmat Montero. Aha, ok, da, mulțumesc mult, Oana, da, nu mai ține minte și nu vreau să mănânc căcat. Deci când a fost cazul cu violul în grup din Vaslui, a fost singurul care a dat-o pe post pe supraviețuitoare în timpul procesului cu zero protecția victimei, cum zice Oana. Da, adică în, în cazuri de genul ăsta niciodată nu faci cunoscută identitatea victimei, tocmai pentru că poate să fie revictimizată, buliită, să se ducă alții peste ea și așa mai departe. Da, și Măruț a fost singurul care a luat... a luat interviu și a dat numele fața fetii pe post. A fost efectiv singurul care a făcut asta în acea perioadă. Adică mai țineți minte cazul ăla absolut oribil. Ah, amazing. Stați că mai avem. Avem Maria Cârneci următoarea zi. Deci, deci domnul Enceanu a fost, domnul Enceanu a fost pe 18 martie. Doamna Cărneci vine pe 19 martie și urmează Saveta Bogdan, dragi prieteni, urmează Saveta Bogdan pe 22 martie. Sărut mâna, Maria Cârneci. Bine te-am găsit, Cătăline. Deci, pe mine m-am mâncat undeva ca să vin la emisiunea asta. Mâine dimineață o să se vadă efectul, să știi, Maria. Nu acum, mâine dimineață. Pentru că eu mă uit cu drag la voi. Știți că vă iubesc, vă prețuiesc pe fiecare în parte, dar mai stârnit uraganul, măi, Cătăline. Să știi că uraganul era în sufletul fiecărui artist. Aici doar a fost locul unde s-a declanșat. Pentru că artiștii puteau să mănânce iute, nu spuneau nimic și nu se afla nimic. Dar ei au vrut să spună. Steliana Sima s-a uitat în cameră și a transmis ceva lui Gheorghe Turda. Maria Dragomiroiu, super artistă, senzațională, știi, Maria niciodată în scandaluri sau ceva, s-a uitat în cameră și a avut niște mesaje pentru nimeni alta decât Elena Merișoreanu. A intrat și Saveta Bogdan pe... Așa, am văzut, da, ai creat uragan, să nebunesc dacă te mint. Deci toată lumea e cu ochii pe tine. Deci dacă știam că este nebunia asta în săptămâna mare, încerc și eu să mai înliniștesc. Încă nu e săptămâna mare, na, postul, pardon. Așa, zi dacă veneam, să mor, păi dacă tocmai veneam. În postul ăsta mare trebuie să te liniștești. Eu mă liniștesc. Să te spovedești, Maria. M-am născut liniștită. Maria, dar... trebuie să te spovedești azi la emisiune. Gata, mă, ne spovedim. Dacă e să dea dracu, dacă nu mănânc tot bulionul ăla de acolo. Stai toate să vezi. Aia, a venit cu... Are papagal, doamna Cârneci. Nu, e, nu, nu se lasă prostită, doamna Cârneci. Luni este ziua ta de naștere? Corect. Păi aia pot să pun în titlu că Măruță dă ulcer la pensionari. Nu, că o să ne uităm la trei de-astea. Titlul trebuie să fie ceva gen saga continuă. Luni, nu puteam să ne întâlnim. Ehe. Cum am pregătit un buchet. Bă, ce gentleman e Măruță, mă, frate. După ce-ți dă ulcer, ce gentleman. De flori. Suflet, mulțumesc mult. N-avem voie să ne pupăm, dar știți că pupăturile pentru toată echipa ta, pentru tine și mai ales pentru familia ta frumoasă. Îți mulțumesc. E aici, în sufletel. Și tu, am vrut să... Uite, vreau să spun așa, că chiar mi-era dor. Și vouă v-am scris. De toate sărbători. Poți să pui în thumbnail cuvintele ulcer în direct. Punem thumbnail. Ulcer în direct. Că de asta spun de scandalul care l-ai creat. Dar n-am creat eu, nu mai zice că mă ceartă mama, mă sună și iar zice. Mă rog, care s-a creat în urma la sosul și la cașcavalul tău și la bulioanele tale, așa? Da, așa. Oricum, totul pleacă de la cașcaval câteodată. Da, cașcaval, corect. Da. Cum să zic, s-a creat așa o chestie, deci multă lume pe cuvânt m-a sunat, ieri m-au sunat de la... Televiziuni. Presă, televiziuni. Asta e, bă, băiatule. Da.
Că deci ce? Televiziunile și presa din România așteaptă emisiunea asta, nu de alta. Da, exact. Doamna Cârneci are vibe de mătușă care îți bătea colegii la școală și îți dădea vin pe ascuns că nu era măta prin preajmă. Exact. Da, ca să... Așa, nu de alta, dar dacă știu despre ce e vorba, pot răspunde că sunt un om civilizat, dar am vrut să spun că... Deci alte televiziuni deci și ziare, stai un pic să înțeleg eu. Da. Vreau să te bagi în scandal. Probabil. Și adică spus, să te sune da, pe tine, tu ce părere ai, vezi? Da, și lumea exact. Zice că și noi am pornit. Zis, păi, cine are dreptate? Corect? Păi toată lumea zic că are dreptate, zic, dar dacă eu nu știu ceva... Nu ce... Da, sunt de acord, sunt de acord, efectiv superb. Shout out Bușu pentru, pentru ora întreagă de dramă cu pensionare și acum probabil cu urmă, cu toată seria asta o să fie 2 ore de conte cu pensionare tăiat și editat de Bușu. Mulțumim, Bușu! Pot să vorbesc. Corect. Și atunci oamenii dacă au văzut că n-am... Nu pot... Bușu, be like acum. Da, coaie, bine, mersi, nu mai da pauză, hai de-aia acolo. Pot să vorbesc aiurea, da. Deci, da. Cătărie, Maria... eu zic să pregătești bulioanele. Eu zic, mănânci, uite. Ei, câteodată așa, dar nu sunt... Maria, o să începem în forță. Maria, alegi tu sosul, primul? Sau mergi pe... Să știi că nu e mare diferență între ele. Băi, hai să alep ăsta, că seamănă cu bulionul. Perfect. Și un fel de uite. Mamă. Deci nu contează. Să și amestecă. Să dea dracu, dacă nu mănânc toate bulioanele astea. Dacă, Maria, la... nu da. Știi ce zici. Păi nu știu, adică dacă știu să răspund, răspund. Dacă nu, să fii sanitar. Păi nu, de răspuns tot trebuie să răspunzi, dar nu deci, citim uite, întrebarea. Și uite, atunci, uite cât de grijuliu e la început. Deci uite cât de grijuliu e la început. Și pe măsură ce ăștia refuză să vorbească, dă-te că îmi pa stomacul tău. E Maria Cârneș gay icon, da. Atâta mai, Cătăline, că a fost. Îmi strici feng shui-ul. Da. Pe stai și de la o parte. Prima întrebare, yeah. O citești în gând, da? Da. Amy Claire! Bună seara! Mulțumesc de ride! Sărut mâna! Ne uităm la saga dramei din muzica populară, dragi prieteni. Cu Măruță Torționaru, care torturează efectiv niște bătrâni și le dă ulcer în direct. Da, o citesc în gând. Trebuie să subliniești ceva ca să fii foarte atent la cuvintele astea. Deci, așa, 3 nume. Ha. Hai că nu poți să zici că... Dai, fii atent, nu zici nimic. Dai 3 nume, mâncăm iute, lumea nu știe la ce ne referim. Poți să fie și de femei și de bărbați, lumea nu știe despre ce e vorba. Dacă vrei să nu citim între... Îmi place că cineva a zis mai sus de Lexi cu un gând. Eu am început să vin pe live în special pentru umorul lui Lexi. Te ador, Regino. Și imediat după Lexi: hi, this is Watch Mojo and this is 3 moduri în care Măruța a strigat digestie invitaților. Întrebarea, mâncăm iute. Dacă nu mănânci iute, citim întrebarea. Deci vezi, tu mă pui acum... Nu te pun nimic, doar e un așa. Concurs. E un concurs, e o rubrică unde bine, avem mă, o rubrică. Sosuriuți. Auzi, stai să spun ceva, că lumea nu e fraieră dacă azi care da. Ne urmărește. Stai să spun ceva, ci că se duce unul cu un cal la târg la un bâlci, da. Plin de bube, vai de steaua lui, slab, mort, da. Făcut așa. Și zice, ce faci, mănere, cu calul ăsta? Ce ai venit, că ai venit să-l vinzi? Păi cine dracu ți-l cumpără? Ce dă-l dracu, că am venit să-l fac de râs. Lucru care, deci nu e vorba despre așa ceva, dar eu i-am spus lui Cătălin așa, că îi mai spun niște bancuri da. Pe parcursul emisiunii. Mă! Ciucă, 3 nume. Muzica populară, ușoară, nu contează, Maria Cârneci, da. E în formă astăzi. Sunt în mare formă de cozonac, ia dar... Numele. Lune, ziua... Sunt în formă de cozonac. O ador. Mea. La mulți ani. Să fiți sănătoși și voi, să trăiți 100 de ani. 3 nume mari. 3. Da. Nu citi din întrebare nu nimic. Nu citesc 3 nume mari. Păi avem atâția artiști da. Mari și exact, frumoși. Exact, exact, da. Da, da. Zi. Bă, nu zic. Mănânc iute. Păi da, dar trebuie să zici. Și mănânc iute și rup întrebarea. Adică tu oricum ce-ar fi trebuie să zici, eu rup întrebarea, nimeni nu știe despre ce este vorba, dar tu mănânc iute. Cătăline, mă pui la niște încercări de rup după mine aici. Nu, zi, pac, pac și asta... La Măruță e frică de ea, vă zic că e frică de ea. Bine, că nu e ceva... Da. Da. Bă, cum să zic, de... E ceva drăguț, da. Da. Nu mai mă aproba, că stau să mă gândesc. Da. Să nu zic cine știe ce prostie. Nu, zi, nume, 3 nume. Mari sau așa și așa? Celebre. Mai că avem și noi un rating de făcut, doamna Cârneci. Am înțeles. E imperios necesar? Da.
Și unul n-ajunge, trebuie să dau trei. Trei, trei, că ar fi păcat să nu se simte singurătatea, pac, știi tu ce zici, lumea nu știe. Trei. Păi nu știe, dar sunt întrebări drăguțe. Mă, e vânzător de mașini! Mă, e vânzător de mașini! Trei, că lumea nu știe, că știi că unul e singur, că nu știe. Hai zi, zi, hai zi! Măi, măruță, ai dat kilometri înapoi, nu ți-e rușine? Măi, samstarule, samstarul torționar. E asigur pe cei de acasă că nu e de rău și asta ni se poate întâmpla tuturor. Da. Mănânc mai bine, Cătălin. Numele, întâi numele. A, numele? Da, da. Fiți iar bulionul al dracu, Cătălin. Numele, trei nume. Băi, nu știu trei nume, îți dau numai hai, unul zi singur. Tare. Trei, trebuie trei, că așa e regula. Trei de-astea? Da, pac, 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 mergem. Tu ești foarte băgat. Directă, Maria, și o tip asumată. Zi, sunt deci directă. Aici notez cine? Sunt directă, mai mă uit odată. Ha. Da. Zi. Trei, zi. Trei nume, lasă-mă dracu. Hai începem cu primul, că e ușor. Dau... Ia pune-mă, pe mine mă pui? Nu, nu, nu. Ah, fără mine. Nu. Persoanele de față se exclud. Se exclud, da. De ce, n-am față și eu? Nu, sunt tu nu ești în categoria asta. Da, asta da, pot să zic da, eu. Oțelul așa. E viața mea. Uite, mă, pune pe prietena mea, pe Irina Login. Guacumus. Hai, doamna Cârnești, spuneți. Uite, mă, pune pe prietena mea, pe Irina Login. Ba. Irina Login, da? Așa. Nu te mai strâmba, că nu, e de nu. Bine. Da, da. Stai liniștit. Așa. Irina Login, zi. Pac, pac. Atât ți ajunge, lasă-mă. Nu, mai trebuie două, păi e păcat. N-am, păi nu mai știu. Mai zi, zi și un bărbat atunci, hai să un fie. Un bărbat. Stai să mă gândesc. A, mă, ce să corespundă bărbatul la... E. Zi. Na, pune pe Beni. Benone Sinulescu. Da. Hai, nu mai fluiera, că nu e de bine. Lasă-mă de acum, pace. Fiind de bine, o să citim întrebarea, oameni da. Buni. Nu, nu o să o citim, dar mănânc bulionul lui ăsta, lui Măruță. Hai, mă, lasă, că vrei să spun ceva? Vrei să spun, ți-am zis, e iute. Și tu ai ales sosul. Da, de să rupem întrebarea atunci. Rup, stai că n-am încredere păi în tine. Păi, dar eu le știu, le-am citit-o. Ești parșiv. Păi am citit-o. Păi și ce dacă ai citit-o? Mă doare... Ce-l lea de coaie, doamna Cârneci, pe Măruță? Da-și dracu, Măruță, dă să rup asta. Ai nebunit, du-te, dracu, cu frâșa la ta, dă vânzător de mașini, că ești... Cum i-a zis, că e parșiv sau cum i-a zis? Încredere păi, dar eu le știu, le-am citit-o. Ești parșiv. Păi am citit-o. Păi și ce dacă ai citit-o? Mă doare la basket, pe mine că ai citit întrebare. Cred că mănânc... Maria Cârneci, gay icon, efectiv. Era cineva aici în chat care avea username-ul ăsta și îmi plăgea mult. Tot bulionul ăsta să dea. Eu zic că nu, dar treaba ta dacă auzi dacă... Benone Sinulescu, Irina Login, nominalizați la prima întrebare. Da. Nu puteți să aflați întrebarea pentru că mănâncă iute. Hai să vedem. Trecem la a doua, las deci, că avem timp. Deci, mamic, bă, dacă mor, nu mai vorbesc cu tine. Ferească Dumnezeu, ți-am zis că iute. Hai, mi-e capul meu. Ce? Mamă, care e de bine, dar la restul pot să nu mai răspund? Nu, avem doar 8 întrebări. Trecem la sosul 2. Dar mănânci, uite, văd că nu ai nicio otră. S-o crezi tu aia. Nu? S-o crezi tu, mi-a luat gura, nu mai pune mult. Păi ăsta e altul, nu, uite. Deci nu mai pune mult, că să dea dracu dacă nu le arunc. Ia. Atâta, mă, gata. Așa, o, mai o picătură ai văzut, da. Nu știam ce am scris pe bilețel. Da. Vezi, uite, la treaba asta. Ia, dă să văd că nu știu. E frică lui Măruță, i s-a făcut frică. N-a avut-o pe-o ca la domnul Enceanu, pe care îl făcea ca pe proști să-i toarne, să-i facă din ăla așa, să-i pună sos. Ei, dă doamna Cârneci una peste ori lui Măruță. Îi zboară ochelarii aia în platou. Ai tare asta. N-ai ce să zici aici. Nu mă mai luați de el, că îmi pare rău că l-aș băga și pe el în întrebările astea. Dar nu când muzică populară. Da, măi, Măruță, taci. Mă, deci, vrei să spun ceva? Zi. Nu, doar nume și apoi dacă vrei vorbim. Un nume zau. Da, unul, ia. Un nume zau. Dar să mă gândesc bine. Zi. Stai să mai mă uit o dată să nu fac vreo greșeală. Nu, e. Bine, aici știi cum e. Zi numele. Pe un poiană verde erau doi cai, unul alb și unul mai încolo. Da. Mi-a luat gura.
Măguță e tunnel vision, nici nu poate să râdă la o glumă bună. Măguță e tunnel vision. Zi numele! Zi numele! Efectiv, da. Vă rog eu, a zis da. Da, 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 o țărbim da, viața da, mea. Da. Ruxi, pentru coaiele mari ale doamnei Maria Cârneci, mulțumesc. Doi cai, unul alb și unul mai încolo. Da. Da. Da, da, da. Bine, dar zi numele acum. Zi numele, că mă dau ăștia afară. Am și un salariu de ținut, mă șeimă ăștia, Andra, în fiecare zi că vai morți. Mi-a luat gura foc. Târziu, Maria. Hai să vedem. Nu, dar n-ai treabă cu iutele, zi. Hai mă-mi dracu, n-am treabă cu iutele și limba mea e foc. Nume pam pam. Dacă aș ști să nebunesc dacă nu ți-a spus. Hai mă, Maria, dar stai să mă gândesc așa. Un nume. Deci să mor care te minte, da. Hai. Deci nu pot să mă trec eu că nu-mi dai voie. Da, da, exact. Nu știu ce să zic, adică chiar... Un nume tot așa respectat din muzica populară. Păi respectat sunt toți colegii mei. Corect. Așa. Și uite, hai, ți-am zis, hai, ne cunoaștem de 25 de ani, am venit eu vreodată la tine în viața ta. Nu. Să zic ceva de rău, de vreun colegi. Ferească Dumnezeu, nu, dar nu mai te justifica, păi dă nume. Nu mă justific, păi dă direct nume, bam, bam, bam! Păi, dacă știi să-ți dau... Măi, coxatule! Măi, ai tras audiență în vene, ce-ai făcut, tată? Ți-au băgat ea de la Kantar, ți-au băgat în, cu forța? Măi, coxatule! Ba, ba, ba! Zii nume! Zii nume! Măi, mă rog să-ți pleznește vena, măi, omule! Da, 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 oțeluie viața mea. Am dat scrum pe toată tastatura pe care mi-ai șpun. Cupac, două bufnițe să te opă o creangă. Una îi spune celelalte temping și am împins-o. Au, acum să mor aici dacă te min, na. Lasă. Zi. Zi. Poate să fie și bărbat? Da, clar, clar. Hai, zi Valentin Zamfira. Valentin Zamfira, bă, da. Parcă a mai fost nominalizat. Da. Păi e băiat frumos, gorjan de-al tău. Da, atunci citim. Efectiv, vreau să sune telefonul. Asta-i măruță, vreau să sune telefonul. Da, o citim și pe asta. O citim și pe asta, cred că așa te țin. Mă, Valentin Zamfira. Tu vrei să-mi strici feng shui-ul? Nu, ferească Dumnezeu, deci Valentin Zamfira a nominalizat. Deci nu te gândi că Zamfira, nu? Zamfira. Cu se begu mine. Dacă tu crezi că oamenii își iau bani ca să apară la mărunță, te înșele amarnic. Sau dacă își iau, 300 de lei. Neironic. Zamfira, da. Zamfira. Da. L-ai găsit, Ciucă? Da, măi, băiat frumos. Tinerelule, mănâncă Maria Cârneciute ca să nu citim întrebarea. Trebuie să mănânci ciute, Maria. Deci vreau să vă spun că dacă... Efectiv, se rupe pula Mariei. Efectiv, a venit să mănânce pe banii lui Măruță. Aș fi, porc, aș citi și toate bulioanele le mănânc și până acum am citit ceva drăguț, ceva frumos. Da. Deci, da, mâncăm iute. Mâncăm iute, de ce să nu mâncăm? Ia, ai pus ca... E distrus, măruță, aoleu, aoleu, să vezi când vine raportul de audiență, aoleu. Bă, și acolo e multe o picătură, Maria. Adu dracu plombele mele. Dar de care am pus, ia? Da, unde? A, e preferatul meu ăsta. Ai de capul meu. Ce, iute asta? Ai de viața mea. Da. N-are nimic, Cătăline, da, că da, e postul mare. Postul mare? Așa, trebuie să facem fapte. Postul mare și o să zic că lumea mâncăm cașcaval. Da, e... E clar. E drăguță. Defecte trebuie? Da. Dar calități n-avem și noi? Nu, calități avem... Avem ce? Opa! Ua, opa! 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 Mai e ultimul om, măguță! Mai e ultimul om! Oh, I did an oopsie! Mai e și ultimul om, măguță! Ah, nu zici? Opa! Opa! Aoleu, mi-a fugit mâna! Doamna Cârneci, mi-a fugit bună, să mă iertați. Calități avem la... Opa. Mai pune, mai pune. Mai vezi?
mai pună! Vreau să mai pună! Vreau să mai pună! Asta e ieftin. Mă, dar nu dai nume, nu știe nimeni despre ce este vorba pe cuvântul meu. Da, 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 între noi, pac, pac, pac. E viața mea. Drăcoasă. Drăcoasă. Da. Perfecționistă. Defecte. Adică prea perfecționist. Păi nu, defecte. Păi asta e un defect, păi că ești migăloasă, cum să zic, tipicară rău de tot. Păi, tipicară, adică tipicară, se duce la fiecare detaliu de viață și de costume și de ce vrei tu. Tipicară. Și tipicară, da, adică asta. Exagerată. E. Exagerată, da. Isterică practic. De internat la nebune, îi putea spune. Exagerată, drăcoasă, tipic, drăcoasă, drăcoasă, adică la modul plăcut, adică ai greșit, te ars. Vezi că o joci corect ori nu? Păi joc corect, cum drăcoasă, adică? Drăcoasă, adică te-a prins, te-a ars, adică... Da, drăcoasă, drăcoasă, drăcoasă la modul cel mai mișto. Adică și mie, are dragi pe câteodată. Și mie... Își bate șoc de el, Maria Cârneci, nebunesc. E drăcoasă, dar la modul mișto. E exact ce am zis mai devreme. E exact ce am zis mai devreme, da, e perfecționistă. Și exact asta a zis, că e tipicară. Nu, drăcoasă, nu, da. Nu te mai încerca să te scoți. Hai noroc, zi. Da. Deci drăcoasă, tipicară. Și foarte directă. Amă, dar defectul ăsta nu e defect, e o calitate. Își bate joc de el. Își bate joc de el. Pe timpul lui. Și mănâncă și mâncarea. Directă. Maria, ce facem aici? Da. Ai picat examenul? Aia, am picat păi pe drept. Cum naiba, trebuie scrie defectul. Da, adică tu spui mie că am picat, eu am fost da. Olimpică la română, la limba rusă, păi ce vrei? Stai exact. Să mă gândesc dacă yes. mai găsesc, dacă hai. Nu, aia e. Ce-mi zici tu, mamie, Măruță, că-ți trag una din poanie, te zbori de la masă? Rămâi cu două și ne pupăm la sfârșit, că în Londarul. Păi da, asta este, păi într-un al treilea. Al treilea? Nu drăcoasă, știu. Adică... Explozivă, tonică. Păi da, da, ăsta e un lucru bun. A. Da, defect. Păi câteodată nu e bun. Păi da, când eu plâng și unul vine și face... Păi înseamnă că e nebun, înseamnă. Nu nebun. Păi dacă nu, tu plângi și ăla face u, u... Nu, adică e tonic, îți dă... Păi asta da, e de bine. E da. De bine asta, păi de bine, Doamne ajută. Poate prea pretențioasă. Păi, și cum trec eu? Că tot e o calitate asta, când ești pretențios, ești atent. Adică, bă, defect, că... Na, fost măi, Măruță, efectiv vrea să audă cuvântul nebun, jegos, căcănar... Măi, Măruță, ești... Măi, cam așa în audiența ta. Peștină de atâtea ori, știi da, asta? Drăcoasă, e sare țandăra din orice. Drăcoasă. Am drăcoasă, înțeles, tipicar, da. Adică prea... Adică să fie totul impecabil și să fie țiplă, păi așa? Vezi, țiplă, păi da, dar e tot un gol calitatea asta. E măcar calitate, defect. Păi atunci simt defect. Că nu mai vrei să mănânci iute și dai acum de asta. Păi ce-a dat-o, gata, ia citește, citește-mă întrebarea. Păi trebuie trei. Trei, da. Păi trebuie trei, Maria. Trei. Hai, păi mă. Tu ai cântecul, câte minute are cântecul tău? Nu știu. Păi trei minute, cum ar fi după primele 20 de secunde să zicem atât cântecul? Nu, atât mergem corect cântecul, cu toată melodia, corect, nu? Mai ales că am ales un cântec de Draga Neni, de Corazone. Păi Draga Neni, așa. Vezi că îl lăsăm și noi pe tot, adică nu zicem câte are tot cântecul. Măi Cătăline, zic. Nu cumva pe mine m-am mâncat undeva să vin eu azi la ba, tine? Da. M-am mâncat, nu? Da. M-am mâncat rău. Păi, știi bancul ăla cu porcul, cu vulpea și cu lupul? Mai zi-mi să mor eu dacă nu ți-l spun acum și după aia spun al treilea da, defect. Defect da. Da, să fie un defect. Să fie, dacă... Mai Măguță, mai Măguță, mai Hida, mai da, atât de, adică lăsând la o parte Cătălin, că e atât de disrespectful în general, asta femeia asta să chinuie, să știi, să facă conversația acolo, zice, bă, hai să zic un banc, știi, adică că e clar că e fericită să zic un fucking banc și Măguță zice, dar îmi zici după, îmi zici după, nu, îmi zici după, îmi zici după. Efectiv i-a băgat cantar în venă audiența. Are graficul în față, e efectiv, e ca în... De ce să-i Măruță, stați așa? Ăsta-i biroul lui Măruță. Ăsta-i biroul lui Măruță. Și aici are graf de audiență, scrisoare de... De-aia, pardon, de-aia, notificare de... notificare de avertisment că e dat afară de la ProTV, scrisoare de la nevastă sa că nu face destui bani,
scrisoare de la alții, de la alte vedete care zic că nu mai vin la el, că se uită numai babele și așa mai departe. Efectiv, ăsta e Măruță acum. Ăsta e Măruță. Stă aici la birou, să gândește în fiecare zi cum mai prostesc eu niște pensionari să scoată ceva pe gură. Dar îmi zici după. Îmi zici după, nu? Îmi zici după. Îmi zici. Amendă de la CNA, da. Îmi zici după, da? Îmi zici, da? Îmi zici. Nu mă lași așa. Hai, zi, Marco, dar îmi zici după. Eu dacă nu ți-l spun acum și după aia spun al treilea defect, da. Da, să fie un defect. Să fie, dacă îl găsesc, dacă nu îl găsesc, da, îl găsesc, da. Hai, mă, Maria. Fii atent, deci că... Bancurile imediat îți vin, da, aici ne joci. Aici sunt șefă. Păi, da, auzi, fii atent aici. Deci că lupul, porcul și vulpea cad într-o prăpastie. Da. Și zice, mamă, ce fac eu de aici, cum ieșim de aici, n-avem nicio scăpare. Lupul și vulpea și rea pe lupul zice, eu mă descurc. Am cu cine să mă întrețin, că vulpea e și reată și așa, am ce să mănânc, că porcul e aici. Vulpea la fel, ci ca cu lupul mă înțeleg așa, pe porc de-l răcu, că-l halim amândoi. În fine, porcul zice, gata, sunt mâncat, sunt terminat, ăștia am căzut în prăpaste, mă fac praf amândoi, că sunt mână-mână vulpea cu lupul. Câte capitole are bancul ăsta? 6. Și fie... Măi, când de disrespectful. Atent aici, vulpea cu lupul. Câte capitole are bancul ăsta? 6. Și fii atent aici. 6, dă-te. Porcul se duce la area. Zice, bă, știu că mă mănânci, mă mâncați la lup. Ce fă și mie ultima plăcere și lasă-mă să cânt un cântec. Păi tu știi muzică, mă? Bă, așa cum pot, vreau să-ți fac o cântare. Și începe porcul din văgăună, din aia, și guițe, guiți, guiți, la un moment dat aude un vânător. Vine și îi împușcă toți și cu ultimele puteri lupul zice, ia uite mă, firașoal dracu, zice, aveam cu cine să mă distrez, aveam ce să mănânc, mi-a trebuit leutare. Da, am înțeles. Așa, deci aia spun, că pe mine m-am mâncat. Da, super funny, doamna Cârneci, al treilea. Spune al treilea interpret de muzică populară. Al treilea defect, pardon. Ce m-am distrat. Al treilea. Da, am înțeles. Așa. Deci aia spun, că pe mine m-am mâncat. Al treilea. Nu știu. Pe al treilea, nu știu. Și tot așa pe aici, adică prea pretențioasă. Da, da. Nu știu. Bă, mă gândesc, nu știu. Lasă-o că am venit să zic bancuri și să mănânc. Și încă n-am terminat niciuna. Nu știu. Și tot așa pe aici. Adică prea pretențioasă de la, păi da, da, fii atent, oameni de la viață. Ne-au sunat doctorii și când ai toate chestiile astea înseamnă paranoia. Paranoia? Păi nu, păi ai zis doctorii, medical, dacă ai toate astea la extrem... Să dea dracu de nu-ți fac o baie, păi, de lapte. Așa. Deci zi un defect. Nu scoate măguță nimic de la ea și poate și ea și bătaie. Că tu vrei să citești, mai poți mănânci iute și acum încerci să o joci așa cu noi. Da, o dau la întors, păi adică da. Cum ar veni. Recunoaște. Na, mă, că las că-ți dau întrebarea și o citești, păi, și e cel mai... Păi, citești, dar zi-mi un al treilea. Un defect. Ia spune, fă, ce defect ai. Ai. Și dracu de... Doamna Cârneș, vă ador să mor eu. Că o cunosc destul de bine. Poate fiecare suntem, avem câte un defect, mă, da. Zi-mă. Păi ajută-mă și tu, na. Păi nu știu. Îl trolează! Îl trolează și just... Efectiv îl trolează și bate joc de el. Da, 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 oțelul e viața mea. Măguță, hai să-ți zic o glumă bună, știi, bancul cu sos, ughii. Vezi? Mă pui ceva, păi da, să da, eu spun. Ajung cântat. Două. Hai, Cătălin, hai, Măruț. Deci nu joci corect, Maria Cârneci. Să mor care nu joacă corect. S-a supărat. S-a supărat. Ia-ți jucăriile și pleacă, Cătălin. Ia, n-ai tupeu. Ia-ți jucăriile și pleacă. Eu știi că nu mint. Deci, da? Drăcoasă,
Și tipicarea, adică atentă la fiecare detaliu, da. De la costum până la cum să piapnă, cum să machiază. Și asta e un lucru, cred eu. Dar ai făcut-o drăcoasă. Păi drăcoasă. Spune cele mai mari defecte ale Irinei Login. Nu, no, alu. A, Niculina Stoican, iartă-mă. Ce ai, mă? Spune-le cele mai... Niculina Stoican, pitica! Pitica! Asta e defectul cel mai mare, că e mică. Mari defecte ale Niculinei Stoican. Deci este drăcoasă, este tipicară, este crizată câteodată. Să știi că aici s-a regăsit în descriere de aici, și nu... ce a spus Constantin Enceanu ieri despre ea, dumneavoastră. Da, n-am văzut, dar da. Vreau să spun ceva. Dar nu e vorba că e numai de aia, că și eu sunt la fel. Hai mă, lasă-mă dracu, nu-mi da. Ce faci întrebarea cu asta? Păi am întrebat pentru tine. Până citești întrebarea asta în gând, vreau să citesc un mesaj venit de la telespectatorii noștri pe rețelele de socializare numite Facebook. Așa. Acel mesaj? Hai, doamna Maria Cârneș, vă rog eu, răspundeți la întrebări. Doamna Maria Cârneș, vă rog eu frumos, răspundeți la întrebări. Sunt doar un fan. Sunt doar un fan care vrea să răspundeți la întrebări, să nu mai mâncați iute. Sunt doar un fan. Citește întrebarea și gândește-te în gând. Da, mă gândesc. Iau, salutare! E plin internetul de aparițiile populăroaselor, adică da, intre pe popular, la toate televiziunile. Așa. Eu nu mai înțeleg nimic. Doamna Saveta Bogdan, de câte ori venea la emisiune, îți aducea plăcinte. Corect. Zicea că ești preferatul ei. Corect. La fel și foarte mulți populăroși. Corect. Am văzut cu stupoare că le cam zice tuturor celorlalți prezentatori la fel. Concluzia e că toți de fapt joacă la mai multe capete. Se dușmănesc între ei și sunt ahtiați câteodată să mai apară și să fie în centrul atenției, dar îmi plac aia care sunt sinceri, corecți și se asumă. How did I call it? How did I call it? How did I fucking call it? Asta îmi place mie, telespectatorul basic de măruță. Ca interpreții să fie exact cum zice domnul Măruță, de altfel, exact în cuvintele domnului Măruță, sinceri, asumați, să spună ce au în gând. Să spună ce au în gând. Efectiv! Salut, sunt Cătălin Măruță de pe contul meu secundar. Am un mesaj pentru Cătălin Măruță. Fantastic! Da. O iubesc pe Maria Dragomiroiu. Da, semnat Mătălin Căruță. Sunt doar un fan. Sunt doar un fan sosuri picante. Mătălin Căruță. Ana Sima, le-am văzut la emisiune. M-am îndrăgostit de ele. Vezi, foarte publicul tare, judecă. Da, judecă, sigur. Păi fiecare judecăm, da. Când vine doamna Saveta, auzi, zice că și alții-s preferație. Păi nu zicea că suntem noi copiii ei, ne-a ducea plăcintă. Cinte în altă parte? Nu cred, eu nu cred că a făcut doamna. Uite, vreau să-ți mai arăt un mesaj. Și stă acolo Dragoș Pătragu să-l asculte toată ziua pe Cătălin Măruță și scrie mesajele. Că cine crezi că le-a scris? Dragoș Pătragu de acolo le-a scris, Mătălin Căruță. Doamne ferește, nu am nimic cu Pătragu. Dar mi se pare funny că seamănă băiatul ăla da, cu Pătragu. Da, da, oțelul e viața mea. Dar știi cum e faie că-ți distrui și ție audiența. Literalmente creștem pe spatele sosurilor lui Măruță. Sosugi. Hai, primit pe sistemul WhatsApp. Pe sistemul mama, audio. Mama a trimis mesaj, ce zice? Hai. Două secunde. Bravo cu paie că știi să dai link-ul bine de Discord. Asta lui Măruță. Bani, ratingul televiziunilor. Bani. Forneti Sandu, Consiliul Național Autovizorului a sancționat televiziunea ProTV cu amendă de 10. Și iarăși bani. Te ador cu pare. Mulțumim. Amazing. Simpatică. Simpatică, Maria. Mama ta? Da. A, vă pup, doamnă. Așa că vrea să te vadă corectă să răspunzi. Da. Acum a băgat-o și pe măsa. Măi, o vins pe măta, măruța. A vândut-o pe măsa. Vă rog frumos, dragi prieteni. Uite ce mi-a scris mama. Simpatică. Simpatică, Maria. Mama ta? Da. A, vă pup, doamnă. Așa că vrea să te vadă corectă să răspunzi. Da. Adu lapte, A, măsa nici n-a zis asta. A zis el. Vrea să te vadă corectă să răspunzi. Măi, Măruță, literalmente, no offense, dar ai vind-o și pe măta ca să răspundă doamna Cârneș la trei întrebări. Ce sinceră, băi, Măruță, că nici n-a scris asta, nu ți-e rușine. Te vrea sinceră.
Fantastic, doamnelor și domnilor. Ce urmează? Ui, mi-a scris și Andra acum. Și Andra mi-a scris, vă rog, doamna Cârniș, răspundeți la o întrebare, că nu mai pot. Scrie patronul de la ProTV, se uită la noi. Se uită la noi din China sau din Cehia, de unde căca mai e acum. Se uită la noi prin satelit și vrea să audă de la doamna Cârniș, patronul ProTV, literalmente. Mă sună președintele țării, doamna Cârniș, vă vrea asumată. Da, e mort patronul ProTV. Înainte să moară, patronul ProTV m-a sunat și mi-a zis așa: Măruță, cheamă-mă doamna Cârneș să-și bârfească colegii. Măruță, be like, nu că ne urmărește din ceruri. Ciucă! Da, doamne. Mai mulgeți vaca, măi, că s-a terminat aptele. S-a terminat. Da, mă, păi, tu știi că eu nu... Lasă-mă așa. Aici n-ai cum să-mi zici. Aici aș mânca iute și a zice. Bă! Păi da, dar stau să mă gândesc la ce ai. E aici. Poți să zici mai multe nume. Păi, dragi, păi n-am nici măcar unul. Da, poți să zici. Păi n-am nici unul. No. Hai. Mă, poate că da, dar n-am știut. Poți să zici. Poți să zici. Deci dacă eu mint cu ceva, să mor aici, să mor dacă te mint. Deci chiar nu... Hai, mă, Marie. Bă. Mă, deci eu te mint pe tine și îți dau și voie să o știi. Bine, atunci neintenționat. Deci, păi poate, dar dacă nu știu cine? Băi, nene, ne strici rubrica, bă, o rup atunci și nu mai zic, păi dacă nu vrei să zici să jucăm corect aici. Foarte corect, jucăm, dragii mei. Și-a luat jucăriile și-a plecat. Măi, și-a luat jucăriile și-a plecat. S-a enervat. I-a stricat rubrica. I-a strigat, cine te-o mai chema, Maria Cârneci? Șarpe ce ești, șarpe ce ești, că mi-ai stricat rubrica. Ce mai mănânc? Trei dafăr. I receive trei răspunsuri de la tine. You receive literalmente pe maică mea. Doamne, cu par. Amazing. Nu vrei să zici să jucăm corect aici? Foarte corect, jucăm, dragii mei. Vrei să zicem ce nu, ai rupt? Nu, păi jucăm corect, avem păi reguli. Păi da, n-am pe cine să da, spun. Da, și gata, mergem mai departe. Hai să spun ceva. Ție dacă ți... Aoleu, iar am scăpat. Iar mi-a scăpat sosul. Pă. Costi de da. Tine, mergem mai departe. Hai să spun ceva. Ție dacă mi-ai cineva spus îți face... Mi-ai spus și cu veterinarul ăla că era s-a îndrăgostit de da, tine. Da, ia ascultă-i, ție dacă cineva te... Așa... Păi nu și nu știi? E, păi ce nu. Spui? Păi spun ce știu. Păi dacă nu știu... Las-o în bărci, că mi-ai dat aici de... Păi nu, 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 scut-o pe aia un pic. Hai mă, bă, Cătăline, vrei să mă ia zmurdu dracu de aici? Nu, mă, hai mă, hai, ce mă. Naibă. Păi da... Hai bă, ce naiba, doamne, măi, da, dar ce... Da, 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 oțelul e viața ce-ți mea. Ce-ți trebuie, ce fibră morală poți să ai încât să fii atât de... Adică, I get it, că that's his job, să maximizeze timpul de scandal pe emisiune și să... Adică I get that, that's his job și that's a shitty job. Dar, nu știu, mă, las-o de treabă. Adică e unlikable pentru mine ca telespectator se comportă așa cu ea. Adică, efectiv, e unlikable el ca persoană. Adică înțeleg că trebuie să tragă de asta, dar sunt atâtea moduri în care poți să tragi de femeia aia fără să-i pui cu japca de trei ori mai mult sos ca la început sau fără să te milogești de ea sau fără să te oftiști să-i rupi foile în față. Dă-o recută treabă, băi, măruță, câți ani ai? Efectiv 16 ani. 16 ani și te ies o gagică că nu vrea să se combine cu tine și ai dat un pumn în perete. Da, ai pus prea mult, lasă-o. Ai ocupat cu alte probleme, ferească Dumnezeu. Păi da, păi aia zic, sunt atâtea probleme. Uite, n-ai ce să zici că aici, ia să vezi. Nu cunosc, eu nu știu, nu pot să zic pe bune. Pe bune?
Ai venit aici să-mi pierzi timpul? Măi, uite cât de... Oh my fucking God! Nu cunosc, eu nu știu, nu pot să zic pe bune. Pe bune? Pe bune? Măruță la 16 ani, ți-am cumpărat flori și m-am ras la coaie și nu te fuci cu mine? Pe bune? Efectiv, he's a fucking bully. Straight up. Efectiv, he's a fucking bully. Live on TV cu o doamnă de 65 de ani care nu vrea să-și bârfească colegele. Dă-mi un nume și aia e. Da. Păi da. Știu, dar nu mai e printre noi. Păi nu, trebuie să spunem cine a fost și cine mai e, că nu putem. Nu. Viu, că n-am cum să fac dramă dacă e mort. Unul singur, păi nu știu. Nu putem cine, morții nu pot să se, știi cum e. Morții nu pot să se... Pe mor nu pot să-l sun să-i zic, băi, o ziceai Scârnești de tine? Te-a făcut coș cu oțel la TV, nu vii să-i zici două înapoi? Nu pot să-l sun pe mort. Dar dacă e viu, știi cum e. Nu, unul singur, păi nu știu. Nu putem cine, morții nu pot să se... Știi cum e. Știi cum e? Avem și noi o pâine de mâncat. Măi, e un samsar, e efectiv un samsar. Ca în videourile aia de pe YouTube cu de prind samsar cu camera ascunsă, cum încearcă să vândă mașini cu kilometraj dat în spate. Așa și Măruță. Știi cum e, frate? Că dacă nu fac asta, ce să fac? De unde să trăiesc și eu? Dacă nu vând mașina asta, vai morții ei la suprapreț. Eu ce să fac? Cum să trăiesc? Așa e emisiunea de adus. Ce să fac? Despre morții și vorba aia numai de bine. Numai de bine, da, dar na. Ok, mai ștersă. Zi numele! Numele! Ai văzut ce corectă sunt? Băgam tot bulionul ăsta cu cașcavaletele astea. Hai, nume! Te-am salvat. Da, nume, păi... Nu știu. Hai, mă. Păi aici... Ha. Tu mă obligi acum să zic ceva ce nu știu. Băi, dar nene, mă gândesc. Băi, uitați-mă, Maria Cârneci... Cătăline! Eu credeam că e asumată doamna Cârneci, dar se pare că nu vrea să-mi facă rating. Se pare că doamna Cârneci literalmente îmi pierde timpul. Efectiv, mai are un pic și-o dă afară din platou. Efectiv, mai are un pic și-o... Hai, doamna Cârneci, dacă nu vreți, hai, vă invit, că noi mai avem treabă astăzi. Hai, mă, Maria, ce n-ai un nume? Pac! Pac! Un nume? Colegii din... Îl trolează. Un nume. Da, ți-au zis, băi, Măruță, vine Maria Cârneci, cea mai directă, o să vezi, păi ce da. Și în căpușă. Păi da, dar dacă știi și aia, poți să marșezi la toate nebunile, dar dacă nu știi... Păi noi Cătăline, nu știm, nu spunem. Păi știi ceva când Cata, te... Hai să citim, da. Că trebuie să luăm punctul. Citez, mă, Măruță, define nume. Ce e un nume până la urmă? Cata, luăm, da, ai de capul meu, nu știu. Stai nume. Să mai... Pac, pac, mâncăm, eu te luăm publicitate și ne revenim. Stai să mai mă gândesc, să văd despre ce e vorba. Primele 5-10 nume, 20. Mai zi un banc. Mai zi un banc, doamna Cârneci. Dragi, nu știu nici măcar una și tu mă pui acum. Uite, Tita Bărbulescu, na. Tita Bărbulescu, caută ciucă. Da. O argeșancă. Da. Ia. Da. Ai găsit o ciucă? Hai că citim acum. Da. Hai ciucă că... Hai mă, că asta putem să o citim. Am zis un nume civilizat, frumos, dar... De ce mâncă miute? Dar e postul mare și... Și pentru că nu am știut... L-a distrus psihic. L-a distrus. Vă rog, eu mai am un pic și plânge. Uitați-vă în ochii lui Măruță că mai am un pic și plânge. Ai găsit ciucă? Auzi, și pentru că nu am știut... Păi de aici nu știe nimeni întrebările. Tu crezi că e ca la altă parte... Plângi, Măruță, plângi. Nu e mai aici, suntem... Plângi, mai am un pic și plânge, plângi. Plângi! Ce câștigi? Lasă-mă exact. Dracu! Plângi! Doamna Tit... Dumnea ei? Da. Da. Nu se știe ce cu ea. Da, ea e. Cătăline. Da, mă, gata, nu trebuie să mai explicăm. Luni vreau să îmi primesc la mulți ani, nu alte vorbe urâte. Of, Doamne, Maria, ce ne faci? Nu-ți fac dar de ce am nominalizat-o noi pe Irina Login, pe Benone, pe Tita, pe cine mai nominalizat? Plângi, vreau să te văd plângând. Plângi, buliule, plângi. Da. Da, și era. Bă, da.
Hai că revenim după publicitate. Mai avem aici niște muniție. Imediat după publicitate. Fără nume nu se poate. Uite, aici nu scrie nimic. Că trebuie să dau vreun nume sau ceva. Ia, că citesc, uite, cum să nu. Nu, nu scrie. Cine? Da. Păi da. Păi da, nu scrie să dau un nume păi sau... Păi da, ce e să... Cum să nu? Păi am înțeles. Și dacă spun un nume... Rupem întrebarea, mănânciute. Da, mă. Rup întrebarea. Mirela Petrean. Mirela Petrean, ciucă. Iar mănâncă iute, doamna Căgneci. Iar mănâncă iute. Îți vine să crezi. Da. Mirela Petrean. Dar de ce nu citim, Maria, întrebarea? Nu, că nu vreau eu. Păi da? Și mănânci, uite că ai zis că iute și că mine ți-e rău. O să mă ia și smurdu, dar aici nu vreau. Na. Mai ai ceva? Mai ai lapte? Mai avem lapte. Deci așa. Mirela Petrean? Da, Mirela Petrean. Enă? Bă, n-aș fi zis. Să moară Gicu. A champ. Deci Mirela. A fucking champ, doamna Cârneci. Mirela Petrean, ia dai mă, ciucă. Hai că, hai, că asta, uite, le-am dat la o parte pe astea, mai am doar unul după aia. Deci... Asta mic e cel mai slab. Îl pun cel mai slab. Sau crezi tu? Atunci, uite, alege-o ăsta. Nu mai ale nimic, că dăm întrebarea. Ia. Mirela Petrean. Nu-mi vine să crezi, mă. Hai. Viața e dură câteodată. Câteodată, da. Nu te aștepți. Nu. Mirela lovituri Petrean. Lovituri de alea pe subcentură, că draga nenică, așa ai văzut? Păi uite, tu acum spui de lovituri pe subcentură, lumea intuiește de întrebare, nu mai ce nimic. Păi da, păi nu sunt eu drăcoasă, nu sunt eu aici, m-am păi mâncat și undeva. Iute. Am mâncat și iute și m-am mâncat și pe mine undeva să vin. Păi da, și atunci citesc întrebarea că ai mâncat iute numai. Nu. Ce mai citești, mă, că am făcut o țândări? Mirela Petrean. Da, de la Lugoj. Incredibil, a? Da, n-aș fi zis. Măi, efectiv, deci Măruță acum încearcă să-i ceară aprobarea să citească întrebarea după ce femeia a mâncat. Efectiv, asta încearcă. Uitați-vă la el, uitați-vă la el. Incredibil, a? 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 Ia zi, o citesc, a? Că deja se uită prin alea, vă rog eu. Da, n-aș fi zis. Lovituri pe subcentură, dar... Normal. Păi și nu, voi nu erați prietene? Foarte bune. Mă rog, nu citim întrebarea. Da. Și ultima. Mamă, care m-ai făcut? Hai, că la n-a fost, uite, ai văzut? L-am pus pe la mai light. Din ce cunosc eu, da. Adică sunt dotate, au fetele. Da. Da. M-ai prins, adică am venit pregătită, m-am născut pregătită, dar chiar din astea mici, din fete de astea tinere, chiar nu știu de... Cine are silicoane? Că asta e întrebarea, da. Fac un efort. Da. Să mă gândesc. A spune de grabă ce mă atinge la corazon, adică ce da, mi-e da. Place mie. Dar nu că da. Treaba e la altă. Treaba din întrebare. Da. Deci întreabă neironic dacă a avut relații amoroase cu vreo femeie? Asta întreabă? Ai văzut că sunt întrebări faine. Și numai de la populară sau și de la ușoară? Populară. A, de la populară. Nu intrăm pe alterie în teoriu. Aha, că dacă îmi dădeai una de la operă sau de la da. Operetă, da. O rezolvam mai ușor. Da. Haide, Mario... Te-am mâncat rău de tot. Hai că e ultima, Maria. Da, dar tu poți să mă crezi? Adică mă crezi? Nu. Nu mă crezi? Nu te mai cred pentru că să mor te care cunosc te cât mint. De da. Direct ești da, acum. Da, da, nu. Uite, mă și gândesc. Busu, săracul de el, e șocat. Busu, deci... Busu e... Ia uite-l! Ce vorbești, Franț? Cine să fie șocat, Franț? Ce vorbești? E din aceeași zi când au adus-o pe Emi, cred. Ce vorbești, Franț? Eu o văd aici de ale mele. E, na, Busu e... Da, Maria Cărnecea este Game Zil Energy fără toxicitate. Cu problemele lui și el dimineața rezolvă probleme mere. Eu chiar mă gândesc... Hai să cântăm, că nu mai avem timp și eu, apoi o să zici că n-am cântat.
care sunt așa și așa. Nu, așa. Nu zic, așa și așa. Frumoase, deștepte. Și de vreme acasă. Exact. Cine? Să încremenesc aici dacă știu. Na. Tocmai ai zis că știi, că studiezi. Păi studiez, mă gândesc, mă gândesc, dar am, cum să spun, hai, un Maria. Suflet altă. Nu știu, măi, Cătăline, mă... Hai, băi, căciulă! Știi că nu să mai avem timp de piesă. A, te sparg. Hai, păi să eu sunt de vină. E puțin șantaj, așa? Nu, faptul că nu mă crezi, că chiar fac eforturi de memorie să mă gândesc la ce scrie aici. Hai, Maria! De lapte astăzi. N-are nimic, a ce? Mă duc și mulva ca ți-l aduc înapoi. Mâine l-ai fiert. Da. Zim. Păi nu dați voi, nu le dați voi cotite, nu le îmbârligați voi, da, păi da, păi da. Nu, adică la prima parte a întrebării așa aveați, a spune pe loc, pac, pac, păi nu e valabilă partea a doua. Ia, care e a doua? Păi uite-te bine, nu e valabilă partea a doua. La prima așa aveați. Ok, perfect, atunci te-ai în partea a doua, zi. Așa, doar atât, nu? Nu? Sau cum? Nu, zic ceva. Dă-mi cu amin. Acta negocierii, prieten. Acta negocierii. Tăiem asta și lăsăm asta. Mai am pic, ia. Deci ce tăiem? Asta de aici o tăiem. Da. Hai, Franț! Păi uite, Vlăduța Lupău, Olguța Berbec. Era sigur, bă. Păi da, mă. Tu la un moment dat ai zis o chestie și vreau să te întreb dacă are legătură. Tu ai declarat că tânăra generație n-are... vocea și talentul pe care l-au artiștii din generația ta. Caut acum articolul în presă. Stai să spun ceva. Nu cred că am zis așa ceva, din contră. Eu am fost jurată la copii și la aia. Păi din contră, vin din urmă, oameni pregătiți, care știu, care citesc o partitură, adică vin și copii talentați, cu costume frumoase, de ce nu? Dar nu băgăm copii acum. Fete tinere, na. Copii cu copii. Hai că am băgligat o măruță să zică de Vlăduța Lupău că n-are voce. Adulți cu adulți. Fete tinere sau femei. Copii mici, probleme mici, adulți probleme mari. Da, mă, adică fete care vin în urmă și arată și frumos, sunt și pregătite. Da, mă, cu facultăți. Păi nu, ți-am spus, întrebarea e așa. Păi nu, am spus. Păi întrebarea e așa. Fără treaba asta de aici. Păi nu, întrebarea e așa, că așa e toată întrebarea. Uite, caut articolul ăla unde ai zis tu de tânăra generație chestia asta. A, păi eu am spus că sunt vin multe din urmă. Multe afoane ai zis. Ai zis la un moment dat. Multe, ai zis. Am zis, n-am zis de afoane, am spus din contră că vin. Folclorul rămâne pe mâini bune, că vin din urmă copii foarte talentați. Nu copii. Tinere talente. Băi, ce manglitor, vorba cuiva de aici, ce manglitor. Tiste, femei, na. Of, of, of. Hai mă, Cătăline, deci dacă nu-mi pun laptele ăsta în cap, să dea dracu. Mâncăm iute? Mâncăm iute, da. De ce să nu mâncăm? Dacă... N-a răspuns la nicio întrebare. A pișat pe emisiunea lui. Nu, deci Eva... Măruță după această emisiune, ok, sosurile astea nu au destui scorili de aia, sau cum îi cheamă. Trebuie să luăm sosuri de-aia din Carolina Pepper. Nu se mai poate așa ceva, dar nu e posibil să lăsăm o pensionară să mănânce 7 bulete cu scovergi. Pe scara scovergilor. Valabilă până aici. Dar mănânci iute ca să nu citești și partea a doua, că nu e cazul. Da. Păi nu, trebuie să citim. Păi dacă mănânc iute, ce mai citești? Ți-am dat două nume de fete frumoase. Nu mai rupem întrebarea. Păi rupem întrebarea, exact. Mănânc iute și mă duc drag cu acasă. Deci Cătăline... Vlăduța Lupău și Olguța Berbec. Păi prima parte era corectă, a doua parte nu era corectă. Da. Uite cât de paranoică e, că știe că e ultimul manglitor și trebuie să rupă aia în 17 bucățele. Da, dar întrebarea am rupt-o. Am rupt-o ca să nu fie partea a doua văzută. Deci mai mănânc bulion de ăsta. Alege, da, uite, ăsta e un sos pe care nu l-ai testat. Nu l-am testat? Dar... Vă rog frumos, puteți să-mi dați articolul? Dar, dracu, hai mă... Nu o lasă, trebuie să stoarcă ceva. Dacă n-a stoarcă nimic acum de la ea, măcar din articolul ăla. Declarație există pe internet. Așa, că... Conform site-urilor online. Exact așa, uitați, aici avem declarația.
Arhiva emisiunii este deschisă până la ora 16. Așa. Au fost la bibliotecă. Păi spune și în ce context am făcut declarația. Poate că am dat un sfat. Păi da, mă. Cătăline, hai să spun ceva. Păi sunt mulți care n-au chemare către artistărie și atunci să-și urmeze profesia de învățător, de profesor. Exact. Păi da. Păi da, mă, dacă... Și acum mute, că am zis Vlăduța Lupău și Olguța Berbec. Da. Am zis, dar mănânc ca să nu citești tu partea a doua, că aia nu li se potrivea la fete. Da, și dacă li se potrivea prima parte, tot... Prima parte mi se pare mai periculoasă. Na, e... Știi cum e, Cătălin? Păi, dar uite, nu mai lăsa să o citesc și tu zici așa cum e, dar nu mă las să o citesc. Că dacă o citeam, lumea vedea cum era. Fac pază la aici, nu? Că l-am rupt. Mai face că am mâncat și uite de mi-a luat... Dracu, mă duc acasă cu Măsel din Batista. Ia zi. M-am mesaje de alea periculoase? Hai, mă, Cătăline. Eu vreau să fiu o femeie responsabilă, echilibrată. Maria Cârneș, declarație. Sunt multe care apar la TV și nu au ce căuta acolo. E și poza ta în ziar. Bă, a zis asta? Fantastic, doamnelor și domnilor. Gata, păi asta e. Așa. Păi tocmai sensul, păi stai puțin, tocmai în sensul ăsta care spun, dacă tu n-ai... Deci efectiv a citit asta ca să hintuiască despre ce era întrebarea, fantastic, tot a reușit să scoată o întrebare de la ea. Efectiv și se lua persoana aia de doamna Cârneci că nu respectă regulile, când de fapt literalmente Măruță nu le respectă. Ai chemare să cânți, acum mă pui pe mine să operez, să vin să scot apendicul și o scot ficatul. Păi du-te acolo unde ai chemare. Voi fi zis la vreun concurs când am fost în juriu, dar nu așa mă pomenesc pe stradă și Cătăline artiști. Nu pictez bine. Păi, exact. Mulți artiști se trezesc și ei pe stradă. Gata, unul mai avem, care e și scurt. E cu doamna Saveta. Ea însăși. Fetele prezente în platou au răspuns la întrebări și au stârnit uraganul muzica populară românească. Celebra Saveta Bogdan este aici să ne spună cum a fost ea prinsă în această furtună a declarațiilor tranșante din culisele scenei de folclor. Băi, ciucă, băi, vine doamna Saveta Bogdan! Ia uite-o! Ce fierbinte e! Săruna. Și când ați venit cu plăcinta, mi-am dat seama că încă mă mai iubiți, doamnă. Rău! Vreau să vă spun ceva. Mi-au dat oameni mesaje și au spus, vezi că doamna Saveta vorbește de tine, că nu mai îmi place mie de băiatul ăla pe care îl iubeam eu. Minciuni. Fir ar ai să fie. Minciuni. Îmbârligători, doamnă. Îmbârligătorii ca să ne facă, să facă ceartă între noi. Să facă ceartă. Păi deci numai ceartă. Uite, clar, dovadă. Eu m-am și enervat, am și zis pe post, am zis, doamna Saveta, ne-a dus plăcintă și acum ziceți de noi pe la alte posturi, dar dumneavoastră nu ziceați. N-am zis așa ceva. Ferească Dumnezeu, haide să luăm un loc. Minte, Măruță! Minte, Măruță! Grijă, cârcotace. Cârcotace, da. Cârcotace. Știi ce vreau să vă zic? Tăiem plăcinta imediat, dar vreau să vă zic. Să vă explic cum e cu rubrica asta cu sosurile iuți și pentru noastră și pentru cei de acasă. Da, păi să înțeleagă lumea. În primul rând, pe interpret... Că ne omorâm între noi afară, ne așteaptă cu pari. Păi stați să vă zic ceva. Deci în primul... Ne așteaptă cu pari afară? Primul rând, că ne omorâm între noi afară, ne așteaptă cu pari. Păi stați să vă zic ceva. Deci, în primul rând, să înțeleagă lumea despre ce este vorba. Avem o rubrică cu sosurile iuți. O avem de un an jumate, da? Da, da. Da, pentru că noi am făcut rubrica asta și apoi toate televiziunile și ziare au început să-i sune pe interpreții de muzică populară. Ați văzut ce a zis ăla. Da, și cine era de vină? Eu. Păi e normal? Stați să tai un pic plăci. Păi e normal? Păi e normal? După ce am făcut ca un vânzător de mașini ca să scot două bârfe de la un interpret de muzică populară, e normal? E normal că eu sunt de vină? După ce mai aveam un pic și o dădeam afară pe doamna Cârneci din platou, e normal? Fantastic! Tipeul! The audacity of Măruță! Păi da, m-a băgat pe mine nevinovată! Păi vreau să vă... Ia uite cum o taie, nu Doamne. Mai pot. Deci, când... Măi, Măruță, a tăiat triunghi, a făcut triunghi. Măi, Măruță, măi, ce e capul tău, omule? Măi, Măruță, pe ce planetă trăiești, tată? Măi, a făcut triunghi.
Fierbinte cameră. Deci cum ați ajuns dumneavoastră, doamnă, în chestia asta? Ia că păi, nu înțeleg. Deci prima dată a fost... Dumneavoastră nici n-ați fost aici la susuri. N-am fost. Tocmai asta a fost nenorocirea, că eu n-am fost deloc și m-au băgat pe mine înaintaș, în față. De ce m-au băgat? Nu știu. Nu știu de ce. Nu știu cu ce am greșit. Am zis, doamne, cu ce ai fi greșit? Ați fost nominalizată unde... Părere. Urmează să întrebe cineva oare părere sprâncene. La o întrebare a Mariei Dragomiroiu a dat niște răspunsuri și a zis Elena Merișoreanu, Saveta Bogdan și încă cineva. Da. Dar n-a spus întrebarea. Păi vedeți? Am mâncat iute, păi dar lumea nu știa despre ce e vorba. Și ați ajuns dumneavoastră aici băgată în zânzania muzicii populare. De ce a deranjat pe colegii mei așa de tare, de a trebuit să mă bârfească și să vorbească atât de urât de mine, să scrie toate ziarele, pe prima pagină, pe toate ziarele. Dar cine? Ori doamna Merișoreanu a zis că eu n-am eu fost nu mai pronunț numele, că chiar nu are rost să mai pronunț. Dar zic eu atunci, doamna Merișoreanu a zis că mă băgați pe mine în aceeași oală cu Saveta, că eu nu Saveta Bogdan, eu n-am dansat la bară. Dar eu n-am dansat la bară. Eu cred că într-o zi un puș de 12 ani s-a trezit în corpul lui Măruță și încă se chinuie să se întoarcă la locul lui. Să înțeleagă toată lumea, a fost un show de televiziune până al post, care s-a arătat cum a fost, a fost în 2014. Păi și din 2014 tu răscolești acum treaba asta? Mă rog, pentru ce? A fost la un show unde dumneavoastră ați intrat într-un rol. Da, era o bară acolo, dar știi foarte interesant că s-au legat unii de bară la tine. Nu știu dacă tu ți-amintești că odată Vanice, fata aia, a pus pe bară și tu ai spus, ia pune mâna și tu pe bară. Și s-au legat și de chestia asta. Vancea. Vancea, da. Vancea, nu Vandiș, da, Vancea. Păi, dragii mei, eu nu știu să joc când... nu știu să cânt pe bară. Dar vreau să spun, Măruță, nu doresc la dușmanii dușmanilor mei, dă-le, Doamne, sănătate, ocupație, să nu mai aibă grija mea. Într-adevăr, Cătăline, sunt pe toate posturile, sunt, dar dacă mă cheamă, eu n-am cățel, n-am purcel, n-am nicio pisică, până la urmă, să-mi iau pisică și eu, că am văzut că îți plac pisicile. Da, sunt superbe. N-am nimic, ce să fac acasă? Bărba, n-am, nu trebuie să circul. Care e problema? Sunt multe orgolii în muzica populară. Rele, rele. Iar eu, să știe toți colegii mei, că eu cu Electrecord am 25 de plăci de venin care se făceau, plus 5 CD-uri. 25 de plăci de venin? Doamna Saveta confirma șarpele industriei care a dansat la bagă. Acum sunt în tratative cu cel mai scot unul. Am înțeles. Că lumea dacă m-a văzut că... Doamna, adică multe, dar halul ăsta să dăbârfi un om fără să-ți facă nimic, fără să te jignească. Dar foarte interesant că persoana respectivă, unde mă întâlneam, vorbea foarte doamna frumos. Doamna Merișoreanu. Foarte frumos îmi vorbea mie. Foarte frumos. Și chiar dacă cineva mă tachirează sau zicea ceva, i-am luat apărarea. Deci de față foarte cu dumneavoastră. Frumos. De față cu... Dar apoi... De față cu mine. The Joker laugh, though. Da. Da, și în spate, uite, necazurile. Și uite, ne-am făcut de râs, ne-am dus peste tot prin ziare. De ce? Da, ați încercat să o sunați dumneavoastră personal? M-a deci, sunat mai, ea. Elena, ce ai, mă? De ce am ajuns aici? M-a sunat ea pe mine. M-a sunat ea pe mine. Atunci, după ce a fost la, mă rog, pe alt post... La Teo. Nu la Teo. La Antena 1. La Capatos. Păi s-a dus peste tot? Pe... Bă, a fost și la Capatos, Merișoreanu? Holy fuck! S-a dus vonul de noi, nu noi. Da. Nu ne-a dus noi, dar dacă ne-a chemat. S-a dus și a spus acolo că am vorbit prostii de familie care pe mine nu mă interesează. Eu nu vorbesc așa ceva. Are o familie frumoasă. Eu o respect. O respect și pe ea. N-am treabă eu cu familia și cu... Ce au copii în... Vă dați seama că la Capatos poate să vină în aceeași seară Bia Khalifa și Maria Cârneci? Merișoreanu? Cel puțin aici n-ați vorbit niciodată despre dar n-am vorbit de nimeni, niciodată n-am vorbit de un interpret. Am mai râs, glumit, fac show-uri, cum fac eu. Dar niciodată în viața mea să vorbesc cu un coleg de rău. Da. Nu mi-amintesc să... Și mai bine mănânci iute și nu vorbești de rău dacă îți vine să vorbești. Mai bine mănânc iute, dar mie să nu-mi dea când mă ia salvarea. Eu s-ar de leancă, eu sunt de la ceapă. Mi să-mi dai ceapă, că ceapă mănânc câtă vrei. La voi e prazul, la noi e ceapa. Da, în Oltenia. Da. Nu, că vreau să vă arăt cum sunt întrebările și aș fi dus un sos iute, mai un pic să facem așa o demonstrație. Aoleo, Cătălină, vrei să fug? Fug acum. Stați un pic cu doar... Păi ea n-au putut să invite la rubrică în sine, dar improvizează Măruț acum repede. Să vedem dacă dumneavoastră ați mânca. Doar nu, că vă arăt întrebarea ca să înțelegeți cum e jocul. De exemplu, eu pun aici o întrebare. Așa. Pac, și dumneavoastră dacă mâncați iute, practic... Îi face pe loc. Îi face pe loc manevră. Signați că nu ziceți, nu... Să nu-mi dai de alea că mă ridic. Mă ridic, că știi ce, mă așteaptă cu pare afară. Ne așteaptă cu bât. Măi, cu par. Ce-ai făcut, omule? Te-ai dus-o, ai plimbat-o pe doamna Saveta și ne-ai zis?
Fetele, bate, vrei să mor să mai ajung la fată în Germania, în America? Că asta este lumea, ce să facem? Oamenii nu înțeleg că este un joc. Nu înțeleg. Este un joc și noi trebuie să ne bârfim unii pe alții. Mai ales că nimeni nu s-a spus întrebarea, nu se știe ce și cum. Numai așa ne trezim, vorbim ca să jignim colegii. Pentru ce? Cu paie, cât sunteți? Cât sunteți? Cam înțeles că s-a jignit și... Ia, înțelegeți ce a scris eu aici, că n-am prea scris așa. Da. Ne citiți în gând. Așa e la sosurile Ius, cum ar veni. Citiți în gând, pac, avem și muzica de aia de tensiune, știți cum e? Ia bagă iulica aia, bagă aia de la sosul să vezi cum e. Și muzica asta te bagă într-o atmosferă, ia fiți atent, ia. Ia uzi, ia uzi. Ați citit întrebarea în gând? Am citit-o. În gând. Și acum dați răspunsul cu voce tare. Eu. Păi nu, n-aveți voie. Nu. Păi, n-aș vrea să zic. Cine, cum? Păi nu citim întrebarea. Păi știu că nu citesc întrebarea. Îi place așa mult, doamne, Isaveta Bârfa. Zi doi, vede cum să nu. Bara, dar trebuie să spun cine. Păi zice, dați un nume. Păi, nu. Nu, că o rup eu, dați un nume. Nu, că jucăm corect. Că o rup eu întrebarea. Cum e? Un nume. Un nume. Cine să zic? Elena Meghișoreanu, cine? Să supere. Păi nu, că nu știe nimeni, rupem întrebarea, nu știe. Nu știu ce zice. Da, da, trebuie să dau un nume. Da. Dar să știți, dragile mele, că nu-i de rău. E de bine. Păi da. E foarte ia, care de ar bine. Fi? Numele. Meghișoran. Cu paghi. Haideți, dați un nume. Hai că e păcat să nu dă. Că să vezi cum e, că să explicăm. Ziceți. Draga mea, să știi că îți zic numele tău, dar nu e de rău. E de bine. Clar. Ziceți. Meghișoran. E Laura Lambric. Mamă. Cântă frumos. Laura Lavric centrista. Și chiar merită să-i pomenesc numele. Laura Lavric care urla că e ascultă la televizor în loc să ascultă la telefon. Băi, dar mă lasă și oameni să vorbesc. Dar știți cum, dar acum ar trebui... Laura, acum ar trebui să mâncați iute. Dați un pic întrebare. Ar trebui să mâncați iute. Păi de ce, că am spus? Da, dar eu aș vrea să spun ceva celor de acasă. Că întrebările astea de foarte multe ori n-au niciun sens răutăcios. Întrebarea mea, și vreau eu să spun asta, mi-asum eu, da. Era în felul următor. Cine e cea... Îi citește întrebarea! Îi citește întrebarea! Nu sens răutăcios. Întrebarea mea, și vreau eu să spun asta, mi-asum eu, da. Era în felul următor. Cine e cea mai pofticioasă cântăreață din muzica populară? Laura, ce-i rău în asta? Că ești pofticios să mă... Măi, ce jeg! Măi, ce jeg! Nu, stai liniștită, doamna Saveta, că o rup eu. O citește în următoarea secundă. El i-a asumat, măruță, și-a asumat. Măi, ce... Efectiv, câte spune asta despre Măruță și despre conceptul de consent? Cum zice Lexi aici, că consentul pentru Măruță e o altă aromă de la Old Spice. Fantastic! Nivelul de jeg! Efectiv, jegul de sub unghie! Mănânci, adică, să mănânci. Pe da. Ce e rău în asta? Deci ai înțeles, Laura, nu e nimic rău. Adică... Da. Nu e nimic rău, înțelegeți? Da. O rupe acum! O rupe acum! Da. Perfect, și acum ziceam că ați mâncat iute, eu rupeam întrebarea și... Nu, că doar ne... Era doar de probă! Era doar de probă! Măruță-i genul ăla când pierde la piatră hârtie, face... Nu, două din trei! Nu, trei din cinci! Futus! Rămânea mea nu știa despre ce e vorba și rămânea în aer doar Laura Lavric. Da. Dar vedeți cum a jucat-o și dumneavoastră? Erau și alți interpreți de populară care ziceau... Vai, Măruță, ce mai ai pus să zic aici? Și practic ei alegeau să mănânce și da. Practic, da, dar uitați-o, jucați-o pe asta, asta e mai șmecheră. Îi mai dă să mai citească una. Măi, e un vânzător de mașini și doamna Saveta o cumpără o mașină pentru prima oară. I-a mai dat una, efectiv. Asta nici nu mai citesc, nici nu mâncăm iute, dar doar vreau să vă arătăm. Aici un nume, atât. Și rupem. Un nume atât și rupem, fii atent. Aici e... E iar nu mai zic. Nu, aici doar un nume, păi nu ți nimic, nu rup nimic și lumea nu știe.
Nu pot să zic. Dar nici dă la nu iau, mai bine fug. Păi nu, doar ziceți un nume. Ziceți doar un nume, atât. Nu, că uitați, eu am rupt-o. Am rupt-o și nu rămân, nu știe absolut nimeni, serios. Nu, nu pot cineva să zic. Un nume. Nu pot să zic. Eu mai bine fug, Măruță. Un nume. Fug, lasă-mă că fug, decât să mă aștepte pe afară cu pare să mă omoare bătaie. Da, ați înțeles cum e povestea? Am înțeles. Câți cupari există? How many cupars are there? We need to know. Ați văzut că nu e nimica... Nu e nimica, dragii mei. Nu e nimica rău. Nu e nimica rău, să știi. Da. Deci ați intrat așa, să dădeați noastră liniștită, ți-ați intrat și în iureșul ăsta. Să liniștită în căsuța mea, mă duceam la televiziuni, mă pregăteam că tot mă gândesc să plec la fată în America. În America, dar puteți din cauza pandemiei acum? Da, nu pot, nu. Nu puteți. Poate prin iulie, încolo, dacă o vedea să se mai liniștească lucrurile. V-ați vaccinat? Nu m-am vaccinat, trebuia să mă vaccinez pe 17 și nu m-am dus, că m-a avut o emisiune și n-a putut să refuz, că mi-a fost rușine. Scumpa iubita. I-a fost rușine să refuză emisiune și n-a fost la vaccin. Mai draga iubita, cumpa. Amazing. Și acum îmi pare rău că nu m-am dus. Am apelat și eu acum la niște oameni. Dumneavoastră erați programată la o emisiune și da. De rușine să refuzați. De rușine să refuz emisiunea. Dar nu era cu, până în cancanul, până cu chestia asta cu cancanul. N-am putut să mă duc, că mi-a fost rușine să refuz persoana respectivă. Și am ca să nu-i stricați emisiunea omului care v-a stricat. Emisiunea, fetii. Dar trebuie să aveți și noastră mai multă grijă dumneavoastră și să vă duce să fac. Simple cupar. If there's more than one cupar, I'm a simp for all of them. Mulțumesc. Băi, eu vreau să spun o chestie, Măruță, eu n-am făcut niciun vaccin, eu n-am făcut niciun fel de asta, COVID. Doamne, Maica, Domnule, apără să nu-l fac. Doamne ajută. Doamne. Și întotdeauna observ manicura asta care e... Aici am cu S-ul. S-ul? Da. Saveta. Saveta, da. Saveta. Și acolo? Da, ce tot S-ul. A, tot S-ul, Saveta. Am, doi de S. Da, am un băiat care face foarte frumos manicură la toată lumea. Și... Un băiat vă face? Da, da, manicură face. E, nu e român, e chinezoi. Și a spus, bă, să n-ai virusul ăla să-mi dai și mie. Nu, doamna Saveta, nu! Dragii mei, nu fiți supărați pe mine și nici la ora să nu fie, pentru că ai văzut, n-a fost nimic. Dar... Doamna Saveta! Doamna Saveta cancelled 2021. Lil Saveta S. Întrebarea era cine e cea mai pofticioasă, adică ce e rău în asta? Și eu sunt pofticioș toată lumea. Doamna Saveta, vă mulțumesc mult de tot! Pac, așa făceam noi aici atmosfera și asta era. Sunteți mereu de nota 10 și mereu... Da, wow, ce atmosferă ai făcut. Faptul că pare că ești în pragul să-ți pierzi mințile e super atmosferă, omule. Mă bucur că, uitați, vezi, băgasele sunt sănătoși între noi. Că mi se să vezi că Saveta a zis de tine și când încolo... E super atmosferă faptul că pare că ai nevoie de ajutor specializat, omule. Continuă să faci asta. Saveta mă iubește. Absolut nimic, dragii mei. Nimic. Arată-mi o... Dragostea rămâne. Vă iubesc. Mulțumesc că nu mi-ai dat de ăsta. Că dacă mâncam de ăsta, mă luam salvarea. Nu, pentru că nu e rubrica, doar am vrut să vă arăt cum e. Să rămână și vă mulțumim mult. Să aveți grijă de dumneavoastră. N-a fost la vaccin ca cântat cu Mihai Tristariu. Și oricând sunteți bineveniți la emisiune. De fata frumoasă și de băiata, o lău, ce talentate, ce o iubește lumea. Să rămână, vă mulțumesc mult. Acum apare sute de vizualizări. Să rămână, cea mai tare. Vă mulțumim mult de tot și vă mai așteptăm. Să rămână, mulțumesc mult de tot. Amazing. Absolut amazing. Oh my God.